îți vindem gogoși. Nu te răsfățăm, nu-ți ascundem nimic, nu te menajăm, nu-i nimic cu sub cu ață, ți-o servim verde-n față. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune Milionarii de la miezul nopții. În această seară am invitat în studioul televiziunii naționale Antena 1 pe domnul ministru al Industriilor și Comerțului, domnul Mircea Ciumara. Domnia sa poate oricând, din orice clipă, să devină un colaborator foarte apropiat al emisiunii Milionarii de la miezul nopții și nu întâmplător, pentru că nu-i așa, problemele care se ivesc zi de zi în ceea ce privește privatizarea, în ceea ce privește restructurarea, într-un cuvânt, reforma, toate aceste probleme o cer. În dreapta mea se află domnul Marin Condescu, președinte al Centralei Naționale Confederative a Sindicatelor Miniere din România. Domnul Condescu, de ce are un nume așa de lung, Confederația sau sindicatul din care faceți parte? De ce nu i-a spus Forța Lămpașului? Cred că era mai sugestiv decât... De ce nu e așa de lung? Ca să cuprindă întreaga activitate pe care o desfășoară centrala în toate regiunile miniere. Și cu dacă are titlul așa de lung, probabil cuprinde toată activitatea? Da, ne înscrim în canoanele care sunt în România și am definit exact ceea ce suntem noi în spectru mișcării sindicale din România. La inițiativa dumneavoastră, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a fost înființată Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Construcție a Zonelor Miniere. Principalele atribuții ale acestei agenții sunt crearea de noi locuri de muncă și punerea în practică a unor programe de dezvoltare a zonelor miniere. Președintele acestei agenții este domnul Radu Mironovi, secretar de stat în Ministerul... Nu, este consilier în minister, nu secretar de stat, însă ca președinte al agenției are calitate de secretar de stat. Am înțeles, domnul Ciumara, și e foarte bine că ați făcut această precizare. Banii necesari funcționării agenției, iertați-mă, domnul Radu Mironovici va coordona la nivel central întreaga activitate acestei agenții, din care o să facă parte dumneavoastră, veți face parte domnul Marcel Macaroschi și Ion Popa, vicepreședinți, Popescu, iertați-mă, toți liderii sindicali. Banii necesari funcționării agenției vor fi acordați de către Banca Mondială și Uniunea Europeană, iar de la bugetul de stat se va aloca o sumă de 1 miliard de lei, fiind primis până acum, am înțeles, 600 de milioane de lei, o să aflăm dacă este așa. Spuneți-mi, aș vrea în această seară să intrăm în legătură cu singurul miner privatizat dintre cei disponibilizați. Credeți că putem? Știți cum îl cheamă? Bine, l-am văzut prezentat la dumneavoastră, este un fost lider de sindicat, Braiț, dar nu cred că este singurul. Singurul miner, până una alta. De acord, l-a identificat televiziunea. Deci Braiț și mai cum? Braiț, Petre. Domnul Petre Braiț, sunteți rugați să sunați la emisiunea Milionarii de la miezul nopții. Dumneavoastră sunteți de acum o specie rară, minerul care a reușit după ce guvernul a făcut acele disponibilizări. Până să intrăm și să discutăm despre soarta minerilor și mineritului în bazinele carbonifere, aș vrea să-l întreb pe domnul Ciumara, cu care am probleme foarte mari în ultima vreme. Ce se aude cu scumpirea benzinei și motorinei este un subiect foarte fierbinte. În această seară, guvernul a luat această hotărâre. Ce se întâmplă, domnule ministru? Creșterea accizelor la benzină și motorină, hotărâtă în ședința de guvern de astăzi, are ca efect o scumpire cu 50% a litrului de benzină, deci de la 3.000 saltă la 4.500, da, și o scumpire cu 25% a litrului de motorină. Ținând seama că acest fenomen generează niște coze formidabile, ce să vă aminte în decembrie 96, când am venit la guvernare, da, cum a fost,
Asta s-a luat hotărârea, asta s-a publicat în monitor oficial și începând de mâine dimineață se aplică noile tarife. Începând de mâine dimineață? Da. Da, deci eu am timp după emisiune să mă duc să-mi bag niște benzină cu 3.000 de lei? Majoritatea benzinăriilor din Compania Națională de Petrol sunt închise noaptea. Cererea funcționează... Nu, aici în Băneasa, stați o secundă. Eu una în Băneasa aici deschisă toată noaptea. Non-stop. Deci pot să bag până... Dacă mă duc după emisiune... Deci opriți emisiunea, duceți bune, luați benzină și după aceea vă întoarceți. Tipul publicității, trimit mașina să-mi bage și mie benzină. Da, spuneți-mi, vă rog, hotărârea este una politică sau economică? Sau politico-economică? Este o hotărâre financiară pentru a umple un gol la bugetul statului. Altă sursă nu s-a găsit mai potrivită. Știți că la ultima emisiune ne-am certat pe acest subiect? Erați, vă aduc aminte, invitat dumneavoastră și în dreapta mea se afla domnul Ilie Șerbănescu. Și dumneavoastră, vă aduc aminte, ați fost împotriva măririi, majorării accizelor. Deci și de practica măririi prețului la benzină. Și spunea și de ce atunci. Spunea că în momentul... Și a spus-o și altă dată. Avem cantități foarte mari de... Și da. Acum avem situația asta. Vom căuta să exportăm pentru a reduce cantitățile stocate ca să poată lucra rafinăriile. Plus că efectul ăsta brusc prin decizia de azi nu poate fi contracarat prin niște măsuri organizatorice în cadrul Companiei Naționale a Petrolului. Însă, în timp, încercăm să reducem prețul litrului de benzină prin îmbunătățirea activității companiei. Spuneți-mi, dumneavoastră personal, ați fost pentru această majorare sau este politica Ministerului Finanțelor? Eu personal sunt pentru solidaritatea guvernamentală. Domnule, stați, eu... Așa să fie în Constituție. Intrăm într-o discuție pe care nu terminăm până la sfârșit, să știți. Deci, dumneavoastră personal. Deci dumneavoastră, Mircea Cimara. Deci, din moment ce guvernul a acceptat această hotărâre, toți membrii guvernului s-au fost de acord. Dar ați fost consultat? Da, am avut consultări foarte intense pe tema asta, încercând diferite variante de a... Și ce a spus în aceste consultări? Problema cea mai dificilă cu motorina, fiindcă începe campania de primăvară acum în agricultură. Care agricultură? Da, aia este. Și, în general, la noi, consumul este, deci, două treimi sunt motorină, o treime benzină. Dacă vrei să reduci accize la motorină, trebuie să crești dublu la benzină. Și de aceea încercarea de a fi tot mai mică creșterea de preț la motorină. S-a dublat prețul, a mărit cu 50, majorat cu 50% prețul la benzină. Și s-au făcut tot felul de variante posibile, așa fel încât să se acopere ceva necesar la buget și să apese mai puțin pe populație. Spuneți-mi, la ce credeți că va duce această măsură de scumpire a benzinei cu 50% și mărirea prețului de la 3.000 la 4.500? Și scumpirea motorinei. La ce credeți că va duce? În general, ar duce la o creștere a prețului de consum cu 4%, cel puțin. Deci, impactul direct al scumpirii ar fi de 4% în prețuri. Deci, va fi de la 4% în sus. Da. 4% cel puțin. Da. La toate produsele, da? Da. Ținând seama că suntem în plină iarnă, după ce oamenii și-au cam terminat economiile de sărbătorile de iarnă, da. Nu mă aștept să aibă însă o influență prea mare, adică să profite de această motivație, de acest pretext pentru a majora prea mult prețurile, pentru că nu au oameni de unde plăti. Deci la explozia prețului de consum nu mă aștept să întâmple. Și credeți că o să scadă vânzările la benzină? De multe ori am tot bănuit o să scadă când s-a scumpit benzina și n-am constatat lucrul ăsta. Dar acum? Probabil că nici acum. Ținând seama că străzile sunt pline de mașini puternice, ceea ce Moșenita nu și-a putea permite consumare de benzină, nu mă aștepta să se urce consumul de benzină. Bun, mai aveți ceva... Nu se va duce prea mult. Mai aveți ceva de spus în legătură cu aceste majorări de prețuri la benzină și la motorină? Pentru că până să trecem la minerit, aș mai avea să vă pun o problemă în atenție. Atât numai că sper că în săptămâna următoare să mai atenuăm puțin acest impact neplăcut asupra populației. Deci această măsură intră din această noapte de peste o oră, la ora 0, da? Deci toate benzinele din țară își fac inventarul stocului de benzină. Da. Bănesc că și l-au terminat și trec la nou preț. Am înțeles. Haideți să trecem la această foaie pe care o am în față. Și care ieri a ajuns la cam toate
pe la toate redacțiile. Foaia asta a făcut, a creat un întreg scandal. M-aș putea să-i spun chiar politic, la urma urmei, pentru că economic nu mai vorbim. Despre ce e vorba? Sunt câteva puncte, e un punct, sunt câteva puncte, cum să zic, este un plan de restructurare făcut de cineva din Ministerul Finanțelor și astăzi, pentru Jurnalul Național, Ministrul Finanțelor a spus că nu își reneagă propunerile de restructurare prezentate coaliției. Deci aceste propuneri ar fi fost prezentate coaliției. Restructurarea regiilor Enel, ceea ce ar fi însemnat 30.000 de persoane concediate în 98, a restructurarea Romgazului, după aceea sectorul petrolier, închiderea minimum unei rafinării, sectorul siderurgic, închiderea unui combinat siderurgic, privatizarea, politica salarială, nu se acordă al 13-lea salariu la personalul bugetar în 1998 și așa mai departe. Domnul Deanu a spus și a declarat că acest material este într-adevăr conceput de oamenii din Ministerul Finanțelor. Dumneavoastră a spus despre acest document, chiar ați acordat un interviu în Adevărul de Mâine, că este o aiureală. Ați fost întrebat chiar așa, domnule ministru, ce părere aveți de cele 10 puncte? Este o aiureală, nu știu ce funcționar de la nu știu ce minister a dat documentul. Oricine în România este liber să-și dea cu părerea, nu trebuie să mă întrebe pe mine. Nu provine documentul de la mine din minister, la mine sunt oameni serioși și altfel îi dau afară. Acolo se vorbește de închideri de combinate, de restructurare Enel. Nu știu, sunt aiureli. Chiar așa sunt aiureli? Toate... Am să vă dau câteva exemple. Vă rog. Da? Îmi permiteți. Deci, da. Mâine după masă, la ora 3, la Ministerul Industriei, ne întâlnim conducerea Enel, cele două sindicate implicate în activitatea Enel și reprezentanții ministerului, pentru a hotărâ formula definitivă de restructurare Enelului. Deci până mâine la ora 4 sau 5, când începe să aranjeze o concluzie, nimeni nu știe exact cum se va restructura Enel. Bun, acest atunci... material a fost discutat în Guvernul României? Nu. Păi, al doilea răspuns. Înseamnă că cineva minte. Stați o secundă, că nu trece mai departe. Nu, un exemplu, dacă îmi permiteți. Fiindcă este domnul Condesul de față, poate confirma că luni în Ministerul Industriei au fost reprezentanții sindicatelor miniere și a regiilor miniere, da, și cei de la Enel și ne-am pus de acord ce cantitate de cărbune se va produce în anii viitori și va fi achiziționat de către Enel. Deci, luni s-a hotărât lucrul ăsta în Ministerul Industriei. Care funcționar din alt minister putea să știe înainte aceste concluzii? Să-i se dute înainte cum va fi minerit sau în regii? Domnul ministru. Domnul Tucă, în materie de siderurgie, s-au întâlnit directul... Eu vreau să rezolv o chestiune de principiu. Da. Să punem lucrul la punct din punct de vedere al principiului. Dom'le, cineva minte aici. Ori dumneavoastră, ori ministrul Deanu sau Șerbănescu. Nu-mi place să fac afirmații grave, dar așa stau lucrurile. Nu, e exactă afirmația, da. Iată ce declară ce Daniel Deanu, ministrul de finanțe, și Ilie Șerbănescu, ministrul reformei, au declarat ieri la Palatul Victoria, înaintea ședinței de guvern, că programul în 10 puncte referitor la problemele esențiale economice și sociale așa cuprinde măsuri discutate în cadrul executivului. E adevărat sau nu? Deci hai să-i facem mincinoși pe cei doi miniștri și să-i luăm și la telefon. Deci vreau să fim puțin atenți la nuanțe. Deci aceste 10 puncte, așa cum pe foaia de hârtie, da? Nu au fost puse niciodată în discuția guvernului. Că unele discuții votate în guvern au încercat să le sinteze cineva pe o foaie de hârtie, este altceva. Nu, programul, dar spun așa, programul 10 puncte referitor la problemele esențiale, adică ăsta. Ăsta are 10 puncte. Așa? Referitor la problemele esențiale economice și sociale, cuprinde măsuri discutate în cadrul executivului. Deci nu programul a fost discutat, ci măsuri care au fost discutate. Dar una să discuți și alta să iei decizii. Sunt diferențe foarte mari. Bun. Hai să mergem mai departe cu declarația. Este un material care a fost gândit de noi. Ce înseamnă... De care noi? De cei doi miniștri. Așa. Da, ce înseamnă noi are mai puțină importanță acum. Vin și răspund la cea zi noastră. O să vină și momentul clarificării. Este un material care, de fapt, indiferent cum poate fi comentat și cât de pertinente sunt precizările de acolo, încearcă să ilustreze modul în care noi apreciem că trebuie să acompaniem construcția și execuția bugetului cu măsuri de reformă structurală. Problema României în momentul de față nu e bugetul,
privit în mod singular, ci modul în care acesta e însoțit de un program economic, a declarat Daniel Dăianu. Ministrul Finanțelor a mai precizat că programul, deci aceste 10 puncte, aici să spuneți dacă e adevărat sau nu, a fost prezentat de un coleg de-al său în cadrul ședinței de sâmbătă a Consiliului de Coordonare Politică a Coaliției, COCOPOCO ăla. Dăianu a refuzat să comenteze declarația lui Eugen Șerbănescu, purtător de cuvânt al Guvernului, care a spus că programul este o intoxicare. A fost prezentat. Deci sâmbătă eu nu am fost în țară. Da, și COCOPOCO sau COCOPACO nu sunt organe ale Guvernului. Deci n-au de vizit sute de poliția rău ce doresc, au și la opinie, însă una este ce se discută acolo politic și alta ce face Guvernul. E foarte limpede. Bun, vă pun o ultimă întrebare. Vă rog. Dacă ați remarcat din 4 februarie, deci nu mai sunt ministru de finanțe și ministru de industrie, m-au abținut să mă pronunț asupra activității Ministerului de Finanțe. Așa mi se pare corect. Și sunt atât de ocupat în Ministerul Industriei, încât nu aș avea timp să mă ocup de treburile altor ministere. Eu apreciez că cei de la finanțe au atât timp disponibil încât mor de grijă altor ministere și nu de propriul minister și de bugetul lor. Înseamnă că a terminat cu bugetul. Invidiez. Și credeți că au trecut în problemele care țin de ministerul dumneavoastră? Evident, cel puțin primele dintre ele sunt de minister, altele sunt de Ministerul Muncii, altele sunt de... Cele legate de restructurarea regiilor, da. Enel și RomGaz. Exact. Da. Am o ultimă întrebare legată de aceste subiecte, legată de acest subiect. Spuneți-mi, există un conflict în momentul ăsta, sincer, între dumneavoastră și cei doi miniștri? Nu. Tot sincer vă răspund. Dar ce există? Dacă nu e conflict, cum să-i spunem? Găsiți dumneavoastră un termen. O diferență de experiență în guvernare. Ce înseamnă? Cam un an mai mult vechime în guvern decât dânsii și asta pare să resimte în comportament. Deci, adică lansarea pe piață noastră material care nu are aprobarea guvernului și nu intră în competența strictă a Ministerului de Resort, mi se pare normal. Dar nu domnul Dăianu a făcut treaba asta, și domnul... Da, și l-au asumat în momentul în care a apărut pe piață. Eu apreciez un șef care își asumă răspunderea pentru actele subalternului, eu apreciat. Și eu apreciez atâna domnului Dăianu. Am înțeles. Deci nu există un conflict atunci, e vorba doar de lipsă de experiență. Trebuie să le spunem telespectatorilor că mai au o oră la dispoziție să cumpere benzină la prețul vechi și motorină la prețul vechi, pentru că noi așa, începând... Deci vreți să rămâneți fără telespectatori? Să nu mai asculte nimeni? Păi dumneavoastră credeți că sunt doar 4 posesori de autoturisme telespectatori Antena 1? Benzina va fi 4.500, la 3.000, motorina la fel va crește cu 25% prețul, până la 12 noaptea aveți timp să mai faceți un plin, stimați telespectatori, dacă puteți trimite pe cineva din familie care nu se uită la emisiune, cu atât mai bine. Hai să discutăm despre această agenție. Cu ce se ocupă, cu ce se va ocupa această agenție, domnule Condescu? Da, bună seara, spun și eu telespectatorilor dumneavoastră și spun că această agenție este ca urmare a protocolului încheiat între Centrala Națională Confederativă a Sindicatelor Miniere din România și Guvernul României în august 1997, când a demarat programul de restructurare în industria minieră, care nu înseamnă numai disponibilizare de personal. Din păcate, ea trebuia să apară până la sfârșitul... Câți mineri au fost disponibilizați în România? 95.000? Da. Și în Valea Jiului și în Oltenia, da? Tot mineritul, și Maramureșul, și Apusenii, tot ce există. Ce fac în momentul ăsta cei 95.000 de mineri? Cei 95.000 de mineri, din păcate, se uită la emisiune. În seara asta sperăm să uite toți la emisiune și se mai ocupă cu ceea ce au și își consumă banii pe care i-au primit în septembrie și ajutorul de șomaj pe care îl primesc în fiecare lună. Spuneți-ne, domnule președinte, aveți cunoștință câți dintre cei 95.000 de mineri și-au consumat acești bani și câți și-au pus la cec la o bancă? Din 1.300 de miliarde care au fost puse la dispoziția minerilor, 753 de miliarde se găsesc constituite în depozite și atât la băncile comerciale cât și la cec. Deci nu și-au terminat oamenii bani? Nu și-au terminat, este o, dacă vreți, o idee care s-a propagat, poate și ca efect așa, nu toți minerii sunt chiar atât de naivi să fi cheltuit în prima fază toți banii. Bineînțeles că fiecare și-a cumpărat obiectele de strictă necesitate. Iar atunci
Și de atunci și până acum n-au reușit, fiindcă nu au existat instituții specializate să îi îndrume spre o afacere sau să le arate drumul cum se ajunge mai ușor să încheie o afacere în zonele respective. Nici asociațiile familiale n-au reușit, nici SRL-urile. Și de aceea aceasta... A reușit. Așteptăm să ne sună. A dat faliment, că el spune că... A dat faliment deja? Da, după un anumit timp a văzut că nu poate să reușească. De aceea era nevoie ca această agenție să fie apărut încă din luna august, cum am negociat cu guvernul. Spuneți-mi, din cei 95.000 de mineri, cum sunt împărțiți ei pe bazine carbonifere? Deci 18.500 sunt în Oltenia. Da. Ce înseamnă Oltenia? Gorj. Eterna Terra Nova. Gorj Mehedinț Vâlcea, Compania Națională a Lignitului Oltenia. Da. În jur de 16.000 sunt în regia Huile, deci în Valea Jiului. 16.000 în Valea Jiului, da. Da. În Munții Apuseni sunt peste 11.500, regia Cuplului Deva. Câți? 11.500, da? Hai că nu ies aici, 34... În regia Plumbului și Zincului Baia Mare sunt peste 16.000 de disponibilizați. Da. Și urmează diferența care dumneavoastră o să vă dea în metale rare, societăți comerciale din industria minieră, care sunt mult mai mici și n-a fost atât de masivă distribuirea și atât de restrânsă pe suprafață. Până să-mi spuneți cu ce se va ocupa această agenție, știați că Fondul Monetar Internațional a cerut închiderea încă 30 de mine? Nu a cerut o Fondul Monetar Internațional, este o necesitate și noi cerem finanțare pentru închiderea la toate 110 guri de mină, care nu se va efectua toată în 1998. Ea se va efectua pe un parcurs de 5 ani de zile. Fiindcă închiderea efectivă a unei mine durează între un an și 7 ani, depinde de complexitatea minei. De aceea am și spus că închiderea minelor în prima fază va crea locuri de muncă. Cum? Deci, practic, companiile... Oamenii care vor lucra la închiderea acestor mine. Da. Dar închiderea acestor 30 de mine, ce o să însemne în ceea ce privește oamenii? Nu o să însemne nimic. Sunt din cei care s-au disponibilizat. Deci sunt mine? Mine care la ora actuală sunt ținute în conservare, fiindcă n-au fost bani pentru închiderea efectivă a lor. În momentul când apare și se aprobă bugetul pe 1998, acești bani vor fi puși la dispoziția agenției și efectiv se va trece la închiderea minelor care acum grevează costurile regiilor respective sau companiilor naționale, fiindcă, și avem pe domnul ministru aici, drumul a fost parcurs în industria minieră în totalitate în ceea ce privește transformarea fostelor regii în societăți comerciale. S-a oprit undeva la jumătate. Sunt foarte multe regii și mă refer la regia Plumbului și Zincului Baia Mare, regia Cuplului Deva, care nu au încă nu este definit statutul lor, nu au numite consiliile de administrație, metale rare. Singurele care fac excepție este Oltenia și cu Ploieștiul. În momentul când aceste societăți sau companii naționale sau regii au pregătit documentația pentru închiderea efectivă a celor 30 de mine în anul 1998, dar 110 guri de mină, a nu se identifica în toate părțile gura de mină cu mina în general. Agenția va primi acești bani, fiindcă compania și societatea nu se va ocupa de închiderea minelor, ea se va ocupa de producție. Da. Domnule ministru, spuneți-mi, credeți că de aici înainte, ceea ce privește mineritul, vor mai avea loc disponibilizări? Bănuiesc că nu. S-ar putea să fie probleme structurale, fiindcă trebuie să aibă într-o arhivă profesii. Dar asta nu din dorința guvernului, ci din dorința conducerii companiei naționale care vrea să-și echilibreze profesii. S-ar putea să fie. Vor fi probabil niște angajări, se va de elevi de liceu care au avut un contract cu regia pentru a se specializa în domeniile miniere și normal să se respecte contractul să poată fi angajați. Deci niște tineri vor fi angajați, bănuiesc. Problema se pune altfel. Mulți dintre cei care au rămas în minerit nu doresc să se concentreze pe minele care rămân în funcțiune și sunt viabile. Trebuie să chiar un pericol la ora actuală pentru că nu sunt asigurate toate condițiile de securitate a muncii, fiind mult mai puțin decât trebuie. Deci, dumneavoastră ați fost în Valea Jiului recent, ați făcut ați fost în vizită acolo. Spuneți-mi, care este starea de spirit a celor care au fost disponibilizați? Pentru că v-ați întâlnit și cu aceștia. Și vă pun aceste întrebări și dumneavoastră și domnului Condescu, pentru că s-a vorbit foarte mult despre un virtual focar de
al mișcărilor sociale care să pornească din Valea Jiului? Nu numai în Valea Jiului, și în Ruoș, unde s-au organizat într-o asociație, mă rog, a disponibilizațiilor. În bazinele carbonifere. Sentimentul, poate nu știu, ne-am pânceat domnul Condescu întrebarea asta, întrebiesc ce zice și dânsul, sentimentul că au fost uitați. Că s-a spus să lua niște măsuri pentru a se trebui în locul de muncă și a văzut să trec câteva luni de zile și nu se întâmplă nimica și au un sentiment că au fost păcăliți și au fost uitați. Eu sper că agenția, domnul Condescu este prim vicepreședinte la agenție, va dovedi că nu au fost uitați acest oameni și într-adevăr se va schimba starea de spirit. Deci nu faptul că nu au loc de muncă îngrijorează. Mai au și altă problemă, spre exemplu, nu au loc de muncă la fel de bine plătit ca cel din minerit. O fi probleme. Însă stai respirat, sentimentul că luni de zile nimeni nu s-a rupat de ei după ce a fost disponibilizat. Asta creează o stare neplăcută de spirit. Poate trebuie să spun și ce spune domnul Condescu. Cum e? Știe mai bine decât mine. Este adevărat. Deci a fost primul start care s-a pierdut. Vedeți, până la 30-40% în primele luni de zile au plecat din zonele miniere. S-au dus în zonele de unde au plecat acum 10-15 ani de zile. În prima fază toată lumea a primit în zonele respective cu brațele deschise știind că poartă cu ei o anumită sumă de bani, un potențial investitor în zona respectivă. Din păcate, relațiile se rupsaseră unde s-au întors ei înapoi. Nimeni nu-i mai aștepta cu brațele deschise, erau lipsă de locuri de muncă și în aceste zone și atunci, unde au crezut că sunt protejați, au revenit în zonele miniere. Proporția nu deci au făcut un drum așa până acolo acasă, după care s-au întors în zonele miniere. Au constatat că tot în zonele miniere pot să-și recâștige ceea ce s-a promis încă de atunci când s-a demarat programul de restructurare. Este adevărat că peste 60-70% din cei disponibilizați sunt din mediul rural. Dacă puteam să ne adresăm de atunci lor, acordându-le facilitățile necesare, poate acum era o altă stare de spirit în aceste zone. Și exact, a spus domnul ministru și cea mai mare îngrijorare a Centralei Naționale Confederative a Sindicatului Minier România, a Sindicatului Minier în general, este dacă vom putea să conservăm actuale locuri de muncă. Fiindcă disponibilizări din industria minieră s-a făcut până acolo în care s-a spus atât de voi, de aici încolo avem nevoie. Dacă se vor consuma în zona de cărbune 27 de milioane de tone de cărbune cât cere RNL-ul, nu vor mai fi disponibilizări. Dar dacă nu se vor consuma acestea, vor fi pentru Neferoase, în Apuseni, în Baia Mare, dacă nu se va acorda investițiile banii pentru investițiile necesare, pentru subvenția acestor produse, iar vom fi nevoiți să disponibilizăm. Bun, ia stați dumneavoastră acum de vorbă cu domnul Ciumara, stați și zilele astea, care ar fi, întrebați-i pe domnul Ciumara ce aveți să-l întrebați în legătură cu activitatea minerilor din bazină carbonifer. Dacă ar fi să mă adresez dânsului, n-am prea stat în ultimul timp de vorba. Bun, aș întreba când se definitivează statutul regilor din industria mieră, mă refer la regia cuplului Deva, la Plumb și Zinc Baia Mare, la Metale Rare, când se numesc consiliile de administrație în zonele respective. Nu vă uitați la mine, întrebă, uitați-vă la domnul ministru. Să putem să demarăm contractele colective în zonele respective și să știm că începem un program cu o conducere care este nouă și cu un nou statut al acestor regii miniere. Mi-a spus prea lungă întrebarea, nu e prima dată când pune aceste întrebări. Perseverează foarte mult în ele. Și trebuie să vă traduc și ce înseamnă. Nu trebuie să-mi traduceți mie, telespectatorilor trebuie să traduceți. La regia de la Deva este o stare conflictuală între cei din Hunedoara și cei din Alba, în care exploatările miniere din Alba au dorit să se separe din regie. S-a creat acolo o grupare pe județe în care sunt implicate și sindicatele, și partidele politice, și parlamentare, și prefecții, și tot ce doriți, în care nu mai ascultă de argumente. E deja așa un patriotism local foarte exacerbat. Și domnul Condescu vrea să vadă rezolvată starea asta conflictuală și dau și eu dreptate, dar în condițiile în care nu găsești niște parteneri raționali, sunt deja pătimași. Am promisiune de la niște lideri sindicali că mă oferi o soluție de împăcare și o aștept în continuare. Domnul Condescu știe despre ce este vorba, n-ai să spun la televizor, că este o soluție totuși mai diplomatică, așa? Dacă mă ajută în ceea ce mi-a promis, cu plăcere facem. Altă întrebare, domnul Condescu. Consiliul de administrație. Deci, practic... Deci, domnul Condescu, în materie de Consiliul de administrație, știți bine că există mai multe criterii de a numi Consiliul de administrație. Pentru mine este important, în primul rând, profesionalismul membrilor Consiliului de administrație.
dacă doriți să-l numesc după alte criterii, o facem chiar mâine dimineață. Nu, nu, eu da, nu deci, doresc. Deci, mintea mea, acordați-mă timpul pentru a putea obține o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Regia Plumbului și Zincului Baia Mare este transformat în societate, nu este definitivă Consiliul de Administrație. Nu avem cu cine să demarăm programele sociale și nici de producție pe 1.000. Asta se va rezolva în câteva zile, pentru că am unele informații despre unele operațiuni nu prea curate de acolo și vreau să știu până unde se întinde și de corecte, că așa reclamații sunt bevechet. Ca să vedem de avanția că oamenii vor fi puși în conducere sunt oameni de calitate. Ar fi păcat să dăm minerii pe mâna unui oameni care îi o împinge pe un drum greșit. Dar în câteva zile, în primele zile viitoare, se va hotărâ cu... Domnul lider sindical, mai incisiv, domnul... pentru că nu câștigați nimic din partea guvernului. Nu, asta am întrebat... Nu, dânsul a vrut să-mi forțez un răspuns. Argumentele, da. Rămâne Compania Națională a Lignitului Oltenia, care în structura ei nu este subvenționată, dar este paralizată de blocajul financiar. Peste 1200 de miliarde de la RNR. Deci, domnul Condescu, în discuția de luni, Compania Națională a Lignitului Oltenia a fost mulțumită de promisiunea RNR-ului privind cantitatea de cărbune care în anul viitor va fi achiziționată, da? Exceptând anul ăsta, când vin stocul de 3 milioane de tone, se va cumpăra numai 25 de milioane. Dar, oricum, compania este mulțumită, zic eu. Domnul bun, da? În al doilea rând, pentru prima dată anul acesta, chiar dacă n-ați beneficiat până acum nici de subvenții, nici de transferuri, începând din anul acesta, Oltenia beneficiază și de transferuri. În materie de blocaj financiar, să sper să intre la jumătatea lunii astea în funcțiune acel sistem de compensare care îl dorim noi și să dea rezultate cât mai repede. Domnul ministru, cel mai grav lucru care se întâmplă la ora actuală este problema disponibilizațiilor, într-adevăr, care își văd și nu sunt sigur pentru ce se va întâmpla. Eu știu că un an de zile nu vor avea loc de muncă, fiindcă nu au fost o mită ce au primit în august. Au fost niște bani să le ajungă pe o anumită perioadă de timp și nimeni n-a fost dat afară. Fiecare a fost conștient că va pleca din această zonă, dar cea mai gravă situație se întâmplă cu cei care au rămas în industria minieră. Dacă cei disponibilizați din septembrie și până acum au câștigat între 17 și 24 de milioane de lei și care au rămas în industria minieră datorită nedesfacerii producției, care a fost contractată și n-au câștigat mai mult de 6 milioane. Chiar și dumneavoastră știți câte intervenții au fost și chiar acum aceeași problemă se ridică, scot cărbune și rămâne la gura minii. Ei nu câștigă decât 10-15% din salariile care au fost negociate. Dar de ce rămâne cărbune la gura minii? Nu se respectă contractul încheiat cu RNL. A încheiat un contract pe 25 de milioane, plus 10, da? Plus minus 10%, și acum, spune doamne, în 20... De ce nu respectă RNL-ul contractul, domnule ministru? De 2 ani de zile este tensiunea asta. Au fost 2 ani ploioși, cu apă abundentă, și veneau pe față să obțină curent electric din centrale hidro, decât pe bază de cărbune. E clar că e mai ieftin. Și păi nu, dar nu trebuie să respecte un contract. Atunci să nu mai încheie contractul, să renunțe la el. Mă bag și eu după margine, care nu mă pricep, dar nu, ce nu, să fac? Întrebarea este corectă. În SRNL a preferat, în loc să-și achizeze cărbune pentru a ai contract, o să... Domnul ministru, vă întreb altceva. O chestiune pe care am mai discutat în această emisiune, nu cu dumneavoastră, dar cu alții la vremea respectivă. În momentul în care s-au făcut aceste disponibilizări, s-a bătut foarte mult timp monedă, s-a bătut foarte mult monedă pe inițierea, deschiderea unor afaceri de către cei disponibilizați. A fost un eșec lamentabil. Omul, vă dați seama, n-avea cum să... Chiar am avut o discuție foarte aprinsă cu cineva, nu mi-aduc aminte cu cine. Cum, domne, să faci un miner care până acum a fost în mină și a scos cărbune să inițieze o afacere cu 20 de milioane de lei sau cât a avut? Între 12 și 20 de milioane. Speranța mea este că dacă nu s-a reușit individual să facă o afacere, se va găsi alte sisteme. Deci, din discuția de luni a rezultat foarte clar că Compania Națională, luăm Oltenia, nu mai are pretenții să ocupe ea de închidere de mine. Ea se ocupă numai de cărbune în condiții în care RNL-ul și respectă contractul. Uh-huh. Da? Deci pentru închidere de mine pot fi atrași specialiști și disponibilizați. În acest scop se știe precis că în proiectul de buget se află 500 de miliarde, 498 de miliarde, 500 de miliarde de rotund pentru închidere de mine. E vorba de vreo 37-38 de mine anul să se vor închide. Sau începe închiderea, că vă spunea domnul. Deci una dintre realizările guvernului deci o mare realizare a guvernului Ciorbea, pentru care s-a bătut mult toba, chiar în programele
prezentate în fața țării, a fost această disponibilizare a minerilor. Deci îmi dați voie să vă termin răspunsul și după aceea... Nu, răspundeți-mi la... Care a fost câștigul guvernului cu asta? Dați-mi voie să spun la asta și după aceea și la a doua. Vă rog. Deci există această sumă disponibilă clară în buget pentru închidere de mine, ce înseamnă locul de muncă. Și eu, dacă nu aveau știință individual să fac o afacere, puteați face niște societăți private pentru închidere de mine. Bine, cât din cei 95.000 câți vor lucra la închiderea de mine? În proiectul de buget la ora actuală se află 3.500 de miliarde de lei pentru restructurare, din care 2.500 de miliarde revin industriei. Deci sunt încă 2.500 de miliarde care merg la restructurare. Nu e vorba aici de investițiile pentru modernizarea minilor care în funcțiune, care nu se finanțează în acest fond de restructurare, ci din fonduri care sunt în bugetul Ministerului Industriei. Probabil că deocamdată n-am putut să punem agenția ca ordonator principal de credite pentru că de-abia a apărut, însă fondurile care sunt pentru această dezvoltare în zone miniere le vor prelua de la Ministerul Industriei agenția în momentul în care se apără bugetul. Și trebuie să vor crea posibilități. Care a fost mare realizare ale guvernului Ciobea în 97? Închiderea, redisponibilizarea minerilor. În domeniul mineritului sau în domeniul economiei în ansamblu? Mineritului, nu. Deci, în domeniul mineritului a fost o realizare faptul că am reușit să convingem să plece de bunăvoie pe acești oameni, fără tensiuni sociale, pentru a putea să păstrăm în minerit numai oamenii care au locul de muncă pe termen lung acolo. Cu ce preț? 1.300 de miliarde, pe de o parte. Bani pe care ați dat și acum pentru deci, sănătate deci, nu se găsesc acești bani. Domnul Tucă, da, acești bani care au fost dați trebuie să-i comparați cu banii care se cheltuiau, dar să obțineau o producție cea bună, care nu avea nimeni nevoie de ea. Care e paguba mai mare? Așa se compara. Nu mă întrebați pe mine care era paguba, că nu mă ocup cu pagubele de mine aici. Acești bani dați nu au fost o deci, domnul pagubă. Ministru, eu nu mă ocup cu pagubele de minerit. M-ați înțeles greșit. A spus de această sumă. Deci nu, această sumă nu reprezintă o pierdere. Vă întreb altfel. Spuneți-mi și mie, câți dintre cei 95.000 de mineri vor găsi un loc de muncă și când? Asta îmi trebuie să nu... Prin vicepreședinte deci, al agenției... Practic, care... agenția este... În întrebările grele îl puneți pe domnul Condescu. Nu, fiind emisiunea domniei sale pe viitor. Vă rog. Este, agenția este ordonator principal de credite, este subordinea guvernului, ea este condusă de un președinte care are rang de secretar de stat. Da, și lucrează în Ministerul Industriei. Agenția independentă de Ministerul. Este independentă de Ministerul Industriilor. Încă mai cumulează funcțiile, dar în momentul în care intră în pâine tare acolo... Ea este, președintele este ajutat de un prim vicepreședinte și doi vicepreședinți care au funcții onorifice și ne ocupăm de organizarea în teritoriu, fiindcă avem datoria, dacă vreți, și morală, și fiindcă am trăit 7 ani din domnul Condescu, mă las pe deoparte cu cotizația. Spuneți-mi câți dintre cei... În 1997, numai pentru închiderea minerilor, se vor crea 7.000 de locuri de muncă. Bun, după, dar 95.000 de oameni au fost dați afară. De 7.000 vor lucra deja în 88.000. De acord. La închidere de mine, sunt mai multe scopuri activități. Dar agenția își propune să finanțeze anumite programe care vor crea locuri de muncă în alte sfere decât mineritul. Și acum voi începe. Va finanța programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii. Hai lăsați-mă, ia, cum? Păi, statutul ei și are fondurile necesare. Cum? Mai mult decât atât. Va finanța toate inițiativele locale și fiecare dintre județele care au industrie de minieră vor elabora un astfel de program de dezvoltare economică socială a zonei respective. Da. Va finanța și va acorda credite pe termen mediu și lung cu dobândă reduse pentru înființarea de noi locuri de muncă în altele decât mineritul. Păi nu a zis adineaul de întreprindere mici și mijlocii. Dar sunt refacerea terenurilor afectate de industria minieră. Dumneavoastră ați umblat mult în țară și ați văzut câte peisaje sunt selenare. Toate acestea vor fi redate la cât mai mult imaginea lor înainte de activitatea minieră. După aceea, vor fi preluate obiectivele conexe de la întreprindere care se închid, clădiri, spații industriale, vor fi amenajate ca parcuri tehnologice și incubatoare de afaceri. Dom'le, aceste programe au și ele o logică, bănuiesc, da? Da. Spuneți-mi dumneavoastră, câți mineri estimați că vor ocupa din nou un loc de muncă, câți mineri dintre cei disponibilizați? Noi sperăm, deci agenția este proiectată să funcționeze exact pe perioada de durată a restructurării industriei mele, 15-20 de ani de zile. În toată această perioadă... Stați puțin cu 15-20 de ani, că cu greu îmi opresc râsul, adică să nu pufnesc în râs.
Și vă spun și de ce. Oamenii ăștia o să termine bani într-un an, da? De 90 de mii. De acord. Deci nu o să aștepte 15-20 de ani de care vorbeați dumneavoastră. Deci ce fac, ce, cum veți ajuta acești oameni cu agenția? Cei 90 de mii de oameni. Deci v-am vorbit de câteva obiective clare și precise. Da. Orice nou loc de muncă, da, creat, generează, se multiplică cu 3 în aceste zone miniere. Agenția este penultimul pas al încheierii cadrului legislativ pentru redezvoltarea acestor regiuni miniere. Ultimul pas va fi declararea lor ca zone economice speciale, cu facilitățile pentru, potențiale pentru investitorii care vor veni în aceste regiuni. Deci, ce să facă investitorii acolo, domnul? Au multe de făcut. De exemplu? De exemplu. Le va fi puse să știți că încep să cred în, mai mult în ideea domnului Spineanu cu fructele de pădure. Și minerist ca, cu mușchi ca o țeluță pe leagă bujețen. Dar va fi și turismul și alte activități decât cele miniere. Dați-mi exemplu, spus, domnul Condescu. Dați exemple ca să-l convingi. Da, v-am spus, da, sunt de amenajat numai acum pe parând două stațiuni turistice care vor crea, dacă vreți, locuri pentru 10.000 de turiști la standarde europene. Și, bun, și minerii ce vor face? Vor fi ce vor face? Ei vor domnul Turcă, este cea mai lungă pistă de schi din România, da, în Teșină, nu? Ei vor, că vorbim, când vorbim de minere, ajungem să vorbim de piste de schi. Păi ce vor face, domne, minerii? Ei vor construi telescaunele în zonele respective și toate amenajele. Cineva din UG mă întreabă, mă zice, îmi sugerează, mă întreb dacă vor fi ghizi în Valea Jiului. Vor fi și ghizi. Da. Mai mult decât atât, se va acorda credite celor din mediul rural care, da, pot să dezvolte personal o activitate turistică, să-și amenajeze, sunt până la 20.000 de dolari care se vor acorda fiecăruia care vrea să pornească o afacere singur în aceste zone. Dar mai mult. Cum și, ce să fac, cât să primească? 20.000 de dolari. Fiecare miner? Fiecare care are o casă într-o zonă turistică atractivă, nu poți să-ți faci, da, într-o zonă în care n-ai niciun... Și îi se va pune la dispoziție. Dar majoritatea locuiesc în acele blocuri, știm foarte bine, din bazinul carbonifer. Nu majoritatea. Câți locuiesc la 70%, blocuri? 70% din cei disponibilizați sunt în mediul rural. Asta sunt din mediul rural, că au venit din mediul rural. Și s-au întors acum 10-15 ani. Și s-au întors, nu, în zonele respective. În care zonă? În Golj, în Mehedinți, în Apuseni, în Maramureș. Uh-huh. Deci ei s-au întors la locurile lor. Păi ne-a spus că s-au dus acolo, au văzut că nu se întâmplă nimic, s-au întors în bazinele. 30% din cei disponibilizați. Uh-huh. Locuiesc în Rovinari, Mătăsari, Motru, Uricani, uh-huh, și toate celelalte orașe miniere care sunt. Domnul Condescu, o secundă vă rog, iertați-mă că vă întrerup. Domnule, să mă chemați și pe mine un bazinul din Oltenia sau în Valea Jiului, când un miner sau în Maramureș sau un miner sau unde doriți dumneavoastră, când un miner a primit 20.000 de dolari să fac o afacere. Păi, dar înseamnă că într-o lună de zile vă chemăm. Domnule, eu vin cu cea mai mare plăcere, las emisiunea, las tot. Domnul Tucă, e pentru prima dată când o agenție nu este creată ca să mai fie încă una în plus. Este creată și are fondurile necesare, deci, și programele necesare. Deci, domnule, sunt minerul Vasile, eu, da? Da. Am o casă pe colina X. De acord. Zonă mirifică. De acord. Da? Și pe ce bază îmi dați mie 20.000 de dolari? Pe baza unui proiect pe care dumneavoastră îl prezentați agenției și spuneți ce vreți să faceți în zona respectivă. Cum trebuie să fie acest proiect? Îl fac și eu, mă mut în Valea Jiului. Am aici toate... Spuneți-mi ce trebuie să scriu în acest proiect ca să iau 20.000 de dolari. Ce vreți să faceți? Spuneți, vreau să constitui 4 locuri de cazare. Categoria... Cu mare plăcere, 4 locuri de cazare în Șopron. Chipuiți-vă că nu sunt... Nu în Șopron. Nimeni nu o să fie să folosești zona respectivă în Șopron. Domnul, nu sunt începători, lucrează profesioniști pentru a ajuta să facă aceste proiecte de investiții. Da? Pentru agenția fiecare din cel care punește o afacere, vor fi încurajate și chiar finanțate, da, aceste inițiative ale lor. Și mai mult decât atât, agenția nu se adresează numai celor disponibilizați în industria minieră. Se adresează tuturor celor fără un loc de muncă din regiunile miniere. Am înțeles, da. Și dumneavoastră ați trecut totuși prea, toate posibilitățile. Ați trecut prea ușor totuși pe ce am spus, deci, domnul, că vor fi preluate toate clădirile. Hai să ne privim la Gorj, că acolo aveți mai mult atașament. Exploatarea aceea de marmură de care mi s-a vorbit în Gorj. Ajungem și la acele proiecte locale. Când că v-a mutat spre turist, eu vă sugerez să nu vorbiți de marmură, pentru că marmura automat sugerează... Nu vorbesc și domnul Condescu, dați-i voie. Nu, sugerează cavouri, alte chestii. Domnul Tucă, este un proiect punctual, cum vreți dumneavoastră, în Gorj, de exploatare a marmurei de la Meri și a granitelor roșii,
a făcut foarte multe presiuni să se ducă blocuri cu totul afară. Și atunci am găsit înțelegerea necesară și se prelucrează acolo. Se prelucrează. Creează 1000 de locuri de muncă într-un an de zile. Peste ce am trecut ușor? Că ați vrut să spuneți ceva mai devreme. Deci toate întreprinderile miniere care vor fi închise, agenția le va prelua spațiile care rămân la dispoziție, atât cele industriale cât și cele sociale, da. Și le va amenaja în parcuri tehnologice și incubatoare de afaceri. Ce înseamnă incubatori de afaceri? Spații 4x4 în zona respectivă, unde orice tânăr care are o inițiativă, îi se închiriază spațiul respectiv, dacă vreți, pe o sumă simbolică, îi se pune la dispoziție calculatorul, linia telefonică și tot ce vrea și își pornește ideea lui. Noi trebuie să acordăm foarte mult. Fără bani nu se face nimic. Dar banii îi dăm noi. Agenția are bani. Când o să ajungem câți la bani aveți? Când o să ajungem la surse financiare. Deci voiam să vă spun, m-ați oprit. Vă rog să spuneți câți bani. Spuneți dumneavoastră, domnule. Deci în proiectul de buget, noastră ne-ați vorbit, dar sunt banii la Uniunea Europeană, la Banca Mondială. În primul rând sunt banii la buget. Deci da. Pentru închidere sunt 500 de miliarde de lei. Din cei 2500 de miliarde care sunt pentru industrie, o mare parte sunt pentru minerit. La ce sumă va fi alocată pentru... Deci acești bani vor fi dați numai pe bază de proiecte. Și agenția va da acești bani numai pe bază de proiecte? Numai pe bază sau... de proiecte. Da? Agenția. Da. Nu, deci agenția este total independentă. Nu va fi dependentă de nimic de minister. Va fi dependentă de guvern. Da? Agenția va da acești bani și nu-i dă în aici să dau și la fiecare să-i consume pe salarii nu știu ce regie. Pe bază de proiecte prezentate. Dacă în alte regiuni ale țării vor fi mai înceți în a prezenta proiecte, mineritul va beneficia de mai mulți bani pentru zonele respective. Cei care vor fi mai dinamici, primul venit, primul servit, vor putea să obțină mai mulți bani și ar fi bine să știe toată țara treaba asta și agenția a fost mai dinamică. Începe să ne cu ele. Câți bani aveți acum, domnul Condescu? Deci acum sunt 600 de milioane care s-au primit vineri când s-a, până la aprobarea bugetului pe 1998. Uh-huh. Deci este numai pentru organizare. Pentru organizare. Ea funcționează cu 14 filiale locale în țară care nu au personalitate juridică. Da. Mai mult, pe lângă fiecare din aceste filiale care sunt situate în bazinele miniere, funcționează un consiliu consultativ în care am agrenat toți factorii de decizie ai puterii locale. V-am spus că nu, și domnul ministru poate are altă idee, dar nu cred, nu se vor da dispoziții de la centru ce trebuie să facă la Borșa, ce trebuie să facă la Rodna sau ce trebuie să facă în Oltenia. Factorii locali vor decide ce este mai bine și de aceea v-am și prezentat aceste programe de dezvoltare economică socială. Care factor local? Ce înseamnă factor local? Prefectura, primăria, Consiliul Județean. Aceștia vor decide ce este cel mai bine de făcut în acele zone. Sau persoane private cu inițiativă. Sau persoane private. Mai mult, se vor acorda facilități la cei care creează locuri de muncă în aceste zone. Statul va garanta creditele pe care le va lua pentru înființarea acestor locuri de muncă. Dacă va înființa de la 100 de locuri de muncă în sus, 50% din cheltuieli vor fi subvenționate. Eu nu spun că este ușor, dar trebuie să ne zbatem. Și nu este o invenție românească. Astfel de întreprinderi au apărut în toate țările care au restructurat mineritul. Adică? Anglia, Franța, Belgia, British Coal Enterprise. Oamenii aveau forță financiară și aveau bani pentru investiții să dezvolte asemenea... Nu, toți au început greșit. De fapt, în Marea Britanie, după Marea Grevă din 1984, când a spus, ne opunem restructurării și premierul a spus, facem restructurare și a început cu sindicatele primate, a demarat acest program fără să fie creată această întreprindere care ulterior s-a creat. Și acum toată zona Nottinghamului, Scoția și Țara Galilor este altcumva. Mizeria este ca și la noi. Asta este exploatarea minieră. Deci ceea ce s-a făcut la Nottingham, dumneavoastră vreți să faceți la Petrila. Da. Mai bine încă. Am înțeles. Și să știți că comunitatea europeană acordă fonduri pentru refacerea mediului, pentru redarea în circuit. Sunt fonduri nerambursabile. Mai mult decât, sunt fonduri ale Uniunii Europene pentru regiunile miniere defavorizate. Sunt constituite în acea denumită asociație Euracom, unde am participat la Strasbourg, la invitația parlamentarilor socialiști din Parlamentul Europei și pe programe aloc aceste fonduri. Din păcate, această agenție era foarte bine dacă apărea în 91-92. Da. Era bine, deci dacă era și în august. Devine cine? Iliescu? Nu, devine nu este. Eu nu aș vrea să spun că președintele și n-am... Devine, am fost domnule, primul ministru Victor Cerba are vreo vină? Are vina că nu am făcut această agenție din august. Iar domnul ministru Cimara ce vină are? Aceeași vină.
Deci, domnul Ciumara, de ce n-ați făcut agenția din august? În august, ca ministru de finanțe. Și ce dacă erați? Nu intra în competența mea agenția. A, nu. Una din primele acțiuni ce am de ce îl faceți vinovat pe domnul Ciumara dacă nu este? Deci eu nu consider că și premierul are vina în care guvernul ansamblului... A, deci aici la vină nu mai există solidaritatea, domnul Ciumara. Domnul Ciundescu, domnul Turcioș, tot îi spun pe domnul Ciumara. În primul rând să căutăm să nu politizăm acțiunea asta. Trebuie foarte mult să pună păi, dar ce? Măsura, n-a fost o măsură politică disponibilizarea celor 95.000 de mineri? Îmi dați voie să vorbesc și eu? Da, deci, da. Vă mulțumesc. Deci, în primul rând, trebuie să ne ocupăm de soarta acelor oameni. Și sunt nu de acord că din momentul ăsta trebuie să... Păturta fiecărui partid politic nu știu ce avantaje sau dezavantaje. Bun. În al doilea rând, vina, de care spuneți a premierului, a mea sau altor miniștri. N-am vorbit de că e a cuiva. Am întrebat dacă are vreo vină. Că nu am putut și din august. Mi-a răspuns că știți da. Bine că am fost foarte ocupați începând de până octombrie. Cu pe manier, cu alte lucruri. A, da? Octombrie anul trec, anul 97. De anul asta este vorba, da? Da. Nu mă puteați minimi, că 90-91 era în opoziție. Spuneți-mi, domnule ministru, credeți sincer în dezvoltarea acestor zone prin agenție? Credeți că există șanse reale de refacere a zonei? Vă spun întâi la o altă întrebare a domnului Condescu. În Valea Jiului m-am întrebat niște mineri la cursul ăsta de reorientare profesională de ce sunt învățați limbi străine. Fiindcă, într-adevăr, mulți vor fi ghizi turistici. Mineri? Da. De ce nu? Pe cine poate să-ți prezinte mai bine locului natal decât el însuși? Dar trebuie să știe o limbă străină ca să poată primi turistul străin. Poate plăti mai bine. Domnul ministru, poate că eu am altă dimensiune la ceea ce se întâmplă în România, dar mie mi se pare, să zic caragios, poate nu vreau să jignesc pe nimeni. Credeți că minerii, cei care au lucrat în mină, vor învăța o limbă străină și vor deveni ghiți? Aveți o imagine deformată spre mineri. Nu, stați o secundă. Nu, mi-e greu. De ce nu vorbesc de mineri? Nu, din păcate, există o imagine deformată, mine este un fel de brute, care nu pricep nimic. Nu, nu are nicio legătură aici, e vorba despre altceva. Cum să nu? Domnul Tucă, s-au disponibilizat din industria minieră oameni de diferite categorii și cu diferite pregătiri. De la ingineri, dacă vreți, lideri de sindicat și până la muncitorul necalificat. Câți ingineri sunt câți ingineri? Proporția s-a păstrat în toate ramurile, 33% din fiecare ca să întregească întregul. Personal TESA, personal direct productiv și muncitori. Dar vreau să spun altceva. Cred că totuși este deformat ideea despre mineri. Minerul... Bine, stați puțin. Eu vorbesc, spun același lucru. Subestimați capacitatea lor de a face orice fel de activitate. Vasilule sunt capabili de orice fel de activitate. Eu în momentul în care a zis că e foarte greu de crezut ca un miner va învăța o limbă străină și va fi ghid turistic, nu m-am gândit neapărat la miner. Spun același lucru, pot să spun același lucru despre alte 10 categorii sociale, că e foarte greu. Sigur că ar fi foarte bine să întâmple așa, dar mi-e greu să cred. Nu, va fi și. N-am dreptul să am și o îndoială. De acord. Dar vedeți dumneavoastră, din industria minieră s-au disponibilizat electricieni, lăcătuși, deci, domnule Condescu, deci noi am făcut o înțelegere din aur. Să mă invitați în Valea Jiului sau în Oltenia sau oriunde, când un miner a primit pe un proiect 20.000 de dolari. Am spus că într-o lună de zile facem o emisiune direct de acolo. Facem, dar să mă invitați. Să mă invitați după aceea, când un miner a devenit ghid turistic și știe o limbă străină. Deci eu încep să cred că, într-adevăr, se mișcă ceva în țara asta, dacă dumneavoastră dați aceste exemple. Poate sunt eu, Toma, necredincios. Când și-a pornit o afacere singură, când o asociație familială a fost ajutată? De ce nu și-a pornit, niciunul dintre cei 95.000 de mineri nu și-a pornit nicio afacere? Domnul Tucă, nu și-a pornit, fiindcă costul care l-ar fi dus acolo, cu toate barierele care i s-au pus, consultanța juridică, hârtiile necesare, nu i-ar fi ajuns acești bani să mai dermează și afacerea. Ori, această agenție acordă aceste consultații gratuite. De asta spun că era foarte bine dacă ea ar fi apărut în august, această agenție, sau cel mai bine dacă apărea în 91. Bun. Mai spuneți alte planuri legate de ceea ce se va întâmpla în bazinele carbonifere. Are inițiativă legislativă. Deci, următorul pas va fi să înaintăm guvernului declararea zonelor ca zone economice speciale. Depinde cât vor prinde dimensiunea respectivă. Vom cere guvernului prelungirea articolului 24 din ordonanța 9 și preluat de ordonanța 22, scutirea pe o perioadă de 2 ani de la plata impozitelor pe venit pentru cei care sunt autorizați să desfășoare activități economice. Nu vă aprobă nimeni asta cu scutirea de la plata impozitelor. Dar este prevăzut în ordonanță. În minister am pregătit un
proiect de act normativ pentru crearea acestor zone speciale. Deci va fi lege pentru zone speciale, care după aceea, prin hotărâre de guvern, va fi delimitată fiecare zonă specială. Printre nu înseamnă să fie tot județul, dacă nu mai jumate județe miniere. Sau se rezumă la un județ, de fapt sunt trei județe implicate, da? Deci delimitată zona, să știm pe ce autoritatea. Da. Acest proiect de lege se află la ora actuală la Ministerul Finanțelor, a fost aprobat deja de Ministerul, de fapt a fost împreună cu Ministerul Muncii, nu și de noi. Și eu înțeleg situația specială cu bugetul acum a Ministerului de Finanțe, însă sunt convins că va aproba. Basilu. Și asta va crea niște facilități fiscale. Din moment ce se dorește să spunem facilități fiscale și toate modificările de problema care acum cu benzina, consecința unor reduceri de impozite. Vreți să nu mai fiți așa de sigur pe niște lucruri? Să vă spun și de ce. Vă aduceți aminte de misiunea în care spuneați de impozitul global că va intra în vigoare la 1 ianuarie 98? Da, dar între timp am fost schimbat din funcție. Da, ați fost schimbat în decembrie. Da. Ați văzut că n-a fost așa? Fiindcă s-a venit, prins aici deci total. Nu m-aș prins aici total. Nu, deci să avem cu altă concepție, cu altă filozofie bugetară, eu o respect. Nu, care nu aveam oricum, până în decembrie puteați, dar s-a spus că nu se poate. Mă rog. Nu, cine a spus că nu se poate? Vreau să vă întreb ceva, domnul ministru, legat de asta. Credeți că vor fi foarte multe zonele în care e nevoie de ghizi? Zona Maramureșului este superbă. Că spunea că nu amestecăm noi, fie clar, nu amestecăm noi să facem programe acolo, să dităm să facă. Mm. Însă, la fel, una dintre cele mai mari, poate a doua ca lungime pistă de schi, se află la Borșa, nu? Da. Da, la ghidul ce să vă gândiți-vă cum sunt case la Nerveștoaș, din jurul Nerveștoaș. Dar nu vă gândiți numai la ghid. Vor fi 100 de oameni calificați în aceste lucruri. Dar ați spus direct de bani. Uitați. Dar v-ați gândit și la mineri care să culeagă mușețel? Dacă omul au ideea asta, de ce să ne-am gândit inclusiv la o facultate de medicină naturistă la Târgu Jiu. Deci inclusiv structura învățământului trebuie schimbată. Fiindcă noi în toate zonele avem liceu minier, avem facultate minieră, dacă nu mai e nevoie de atâția mineri și vor rămâne 15. Dar spuneți, mai e nevoie de cărbune în țara asta? Da, de cărbune este nevoie încă 50-60 de ani și din contră se vor... Noi astăzi sunteți lider sindical, nu aveți ce spuneți decât, dar deci mai e nevoie de cărbune. Deci ne-am pus de acord luni pentru produs necesar de cărbune până anul 2005. Nu bun, pe un an, care este necesarul de cărbune? 27 de milioane din Oltenia. Nu, pe total, dacă 30 de milioane de tone de cărbune. Energetic. 30 de milioane de tone, da? Da. Dar puneți că aur pe an, are da? Necesar... De aur este nevoie în România, de cupru este nevoie în România, de argint este nevoie în România, de uraniu este nevoie în România, de sare este... Cât aur poartă munții noștri, domnul Condescu? Aur poartă mult, din păcate tehnologia și tehnica de scoatere a lui nu ne-a adus până spuneți-mi acum. Cât aur a fost scos din munți în 97? Dumneavoastră știți că aceste cifre deci, sunt secret. De ce secret? Vă rog. Vă spunea mai întâi, domnul Condescu, de fapt, programul de restructurare în atâții miniere mai durează mulți ani de acum înainte, fiindcă trebuie schimbate tehnologiile și asta costă banda și timp, nu se pot face imediat. Însă avem mari posibilități. 10.000 de aur de cupru prezintă interes pentru mulți investitori interni și externi. Evident, trebuie să fim foarte precauți și la niște probleme de securitate națională. Dar au perspectivă, au viitor. Și chiar s-a pornit... Vă spuneam despre cei de la din munții Apuseni, de la Alba, care sunt în conflict cu Hunedoara. Zăcămintele din județul Alba, cu o singură excepție, sunt rentabile la ora actuală. De aceea vor să se pare. Deci 30 de milioane de tone pe an. Asta va fi și în 98 sau? Este necesarul. Capacitatea de producție este de 40 de milioane de tone. Mm-hmm. Dar necesarul care îl cere acum Renelul e de 30 de milioane. Dar dumneavoastră a spus de bani cu destinație precisă. Luăm pentru închiderea minelor, Petroșani va avea 100 de miliarde, Oltenia va avea 117 miliarde. Asta sunt pentru închiderea minelor și înseamnă și crearea unor locuri de muncă. Și a spus după aceea, avem servicii de planificare pentru dezvoltarea economică locală. Sunt fonduri pentru acestea și sunt programe pentru. Da. Sunt servicii de creare de locuri de muncă în cadrul comunității. Bun. Haideți să ne oprim puțin. Și mijlocii. Eu am să dau un număr de telefon pentru mineri, pentru cei care sunt în diferite bazine carbonifere, să vedem ce spun și ei despre aceste programe pe care, de care ați amintit pe parcursul emisiunii.
Mai întâi, cele două numere de telefon, unul pentru București, unul pentru provincie, 230-1144 pentru București și 230-3202 pentru provincie. Și numărul de telefon pentru mineri, pentru cei care au lucrat în minerii sau lucrează în minerit, pentru cei care au fost disponibilizați sau urmează să fie disponibilizați, 230-7248. Deci pentru mineri, 230-7248. În continuare vom urmări publicitatea și vom continua după aceea cu intervențiile dumneavoastră, intervenția dumneavoastră telefonice. Publicitatea, așadar. Continuăm emisiunea Milionarii de la miezul nopții, văzând mărțișorul. Mi-am adus aminte că pentru mine femeia este un zeu în carne și oase și n-am apucat să spun, nu știu dacă trebuie spus ceva de 1 martie, odată cu venirea primăverii, însă voi avea grijă ca de 8 martie să vă spun ceva dumneavoastră, dumneavoastră femeilor, celor care reprezentați, așa că să vă spărați în această seară sexul slab. Așa se spune, domnule ministru. Depinde, sunt și alte formule. Cum ar fi? Sexul frumos. Sexul frumos. Deci dumneavoastră credeți mai mult în sexul frumos decât în sexul slab. E important, că au slabă femeii, da, la trecut. Se spune că dacă femeile vor să mai piardă din dreptul, să ceară drepturi egale cu bărbații. Da. Mai un sfert de oră, oameni buni, puteți să vă duceți să vă faceți un plin, la un plin cu benzină la prețul vechi, cel de 3.000 de lei, la 12 noaptea fix, prețul benzinei va fi 4.500. Și apropo de asta, am primit foarte multe întrebări la telespectatori, întrebări consemnate de colega mea, Narcisa Iorga, la pauză. Și majoritatea întrebărilor țin de scumpirea aceasta, domnule ministru. Doamna Manta, cadru medical București, cum se poate aplica o scumpire de azi pe mâine, în timp ce o hotărâre de indexare a salariilor cadrelor medicale se ia în foarte mult timp? Și o altă întrebare tot a doamnei Manta, dacă bugetul este de austeritate, de unde atâția bani pentru telefoane mobile pentru demnitari? Marius din București, nu, eu sunt din Caracal, deci nu e întrebarea mea. Câtă benzină și câtă mâncare cumpărați într-o lună dintr-un salariu de 500.000 de lei? Astăzi am avut o întâlnire cu un caracalan și m-a rugat în momentul în care fac, spun din Caracal, sunt din Caracal, să fac precizarea că am plecat după strada Dobrogeanu Ghere. Aurel Luțu, deci, tineri... Eu am fost 2 ani de armată în Caracal, de ce... Acum vă înțeleg. Anumită, e grea armată acolo, să știți. Aurel Luțu, Timișoara. Când apreciază că dacă se scumpește benzina, vor circula tot atât de multe mașini, ce gândire are domnul Ciumara când spune acest lucru? Ceaușistă sau țărănistă? Ion Oprea, București. Banii rezultați din privatizarea întreprinderilor de până acum au fost sau nu investiți în ceva? Unde? Vi le citesc o dată și v-aș ruga mai pe, după ce intrăm în legătură la telefon, să-mi răspundeți la ele. Gheorghe Alexandrescu, Craiova, pensionare. Există cumva o legătură între faptul că s-a scumpit motorina și acela că nu s-au eliberat încă cupoanele agricole? Dan Avram Brăila, dictatura Ceaușescu a căzut printr-o lege nescrisă. Conștiința trece prin stomac. Ce părere aveți, domnule ministru, despre guvernarea dumneavoastră? Și pentru domnul Condescu, Benedict Alexandrescu, București, de ce nu vorbiți și despre aparatura medicală de investigații pulmonare pentru mineri? Haideți că avem un miner în acest moment la telefon. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Burdea Nicolae, de la Mina Alonea. Ce ați lucrat în Mina Alonea? Miner și topograf minier. Actualmente topograf minier. Vă rog! Domnule Ducă, referitor la ce a afirmat domnul Condescu cu Agenția pentru Privatizare și cu agroturismul. Spune dânsul că are fonduri de 20.000 de dolari pentru să se facă turism în Valea Jiului. Nu, numai. Deci aș dori ca să îi spun dânsului, posedă o casă în Lonea și pot să o pun la dispoziție pentru a face turism. Din care și pe dumneavoastră, domnul Ducă, pot să vă iau cu cota aparte și să ne dea domnul Condescu 20%, 20.000 de dolari și să facem turism în Valea Jiului, să vină dânsul și să... Câte camere aveți? Acolo, un proiect de fezabilitate sau... Aveți casă, da? Da, o casă supraetajată și sunt multe lucruri care le-am realizate de
o rudă a domnului ministru Ciumara, Mircea Costinaș. A, deci ați intrat, sunteți rudă, vedeți domnul? Deci nu se rudă cu domnul ministru. Ei, nu sunteți. Dar pot să vă spun că... Spuneți-mi, dacă ar veni domnul ministru la dumneavoastră în vizită, ați dat drumul la câine? Nu, am, pare foarte rău. Am fost de rădeie acolo. Domnule ministru, nu vreau să supăr sau să jignesc pe nimeni, dar să știți și dumneavoastră că sunt băștinași de acolo, momulan, cum ni se spune nouă, au venit în Valea Jiului doar cei care nu s-au putut integra în societatea asta românească și au venit și au făcut o muncă foarte grea acolo. Da. Și ca oameni, minerul din subteran, ca să învețe el o limbă străină, e ceva de domeniul fantasticul sau nici nu poți să-ți imaginezi așa ceva. Deci, domnule dragă, ai băieți? Da, bineînțeles. Și băieții în tale tine nu poți să învețe limbi străine? Dar asta în cât timp, domnule ministru? Și eu trebuie să trăiesc în fiecare zi. Deci la un curs intensiv poate învăța în 2-3 luni. Stai, domnule, că vorbea de mineri. Ce... Dar da, băiatul dânsului. Așa, ce învăță? Mai tânăr, deci nu poate să învețe. A avut liceu băiatul. Păi, deci fiul meu e foarte tânăr, deci are 11 ani. Deci până va ajunge ca să învețe o... El învață, probabil. Păi dar de ce nu-i spune și domnul Condescu asta cu învățatul limbii engleze pentru mine? Crescut. Și sursă de finanțare, de unde să-l cresc? Cu ce să-l cresc, domnule ministru? Deci, v-am spus până acum, resursul care există de la bugetul statului și care sunt aproape siluri. Trebuie să fac mai prin Parlament. Apoi, este vorba de niște fonduri care sunt de la Banca Mondială, deja accesibile. Mai sunt 8.000 și jumătate de milioane de dolari. Când s-au terminat, s-au fi alocat și alții. Adevărul, în momentul când am început acest proces, am solicitat niște experți la Banca Mondială în domeniul mineritului, ca să ne consultăm cu ei, ca să facem programele. Și sperăm că vom obține în cursul verii niște linii de credit speciale pentru minerit. 267 de milioane așa, de da? Dolari. Da. Mai aveți o întrebare? Domnule Stucă, vă mulțumesc, m-am lămurit. Adică? Păi, cum a spus și dumneavoastră, ați insistat foarte mult să vi se dea o explicație clară pentru cei 20.000 de dolari și nu ați putut să obțineți un răspuns. Păi eu ce pot să mai înțeleg? Păi mergeți la filiala agenției care aveți la noastră acolo să vă explice, să sfătuiască ce puteți face. Spuneți-mi, cum este peisajul acolo la dumneavoastră? Peisajul este deosebit, dar... Dumneavoastră ce vedeți dimineața când vă uitați pe fereastră? Se vede parângul. Exact din dormitor am o vedere deschisă la parâng. Când mergem pe la lacul Cârcescu, pe acolo, pe un parâng? Domnul Ducă, sunteți binevenit oricând. Deci, bine. Dacă doriți, vă pot da adresa care e foarte scurtă Când dăm primit 20.000 de dolari dânsului ca să-și modernizeze deci, casa... Deci v-ați zis, scot aparte și să primim 20.000 și facem turism. Bine, vă mulțumesc mult. Numai bine, sănătate. Sănătate. Da, haideți să mă răspundă, luăm o altă legătură telefonică. Dictatura Ceaușescu a căzut printr-o lege nescrisă, conștiința trece prin stomac. Ce părere aveți, domnule ministru, despre guvernarea dumneavoastră? Guvernarea asta a venit după încă 7 ani, irosiți după guvernarea lui Ceaușescu. Găsim țara în situația care am găsit-o și nu exclu că am avut niște întârzieri, niște greșeli în anul trecut. Sigur, nu, eu vreau să vă întreb, să comentați asta ca ministru. În mare nu exista altă soluție. Domnul ministru, da? Eu îi fac juga să discutați această lege nescrisă, cum a spus telespectatorul, conștiința trece prin stomac, având în vedere perioada care urmează. Eu sunt de acord cu această lege nescrisă, însă sunt de acord și cu faptul că unul este un om inteligent și nu gândește numai cu stomacul. Dovadă este că populația a dovedit până acum răbdare și speranță pentru a ieși la lumină. E adevărat că nu sunt obișnuiți să vadă acea luminiță la capătul tunelului și când cineva vine și vă spune că nici măcar din partea guvernului, din partea sindicatelor. Că, domnule, există o șansă. Toată lumea asta nu se poate. Chiar se poate și bine în România? Se poate. Domnule. Deci, să dea Dumnezeu să fie și bine. Bună seara! Trebuie să ne căpătăm încrederea noi. Bună seara! Alo! Bună seara! Vă ascult! Cu mult respect, domnul Ducă, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Mă numesc Leonard Butnariu. Da. Sunt din Motru. Da. Și lucrez la una dintre unitățile care s-au desprins din regia autonomă a lignitului în programul de restructurare al acesteia. Da. S-a
o întrebare pentru domnul ministru Ciumara și două întrebări pentru domnul Condescu. Da, domnul Bunariu. Se vorbește și suntem deosebit de curioși și interesați și încântați că și guvernul se ocupă de zonele miniere și e bine că se vorbește de crearea locurilor de muncă. Întrebare, se dorește menținerea celor două existente și locurilor existente și motivează această această întrebare. Unitățile desprinse din cadrul regiei autonome a lignitului, la desprindere la 1 septembrie, au plecat cu niște datorii uriașe la bugetul statului. Da. Datorii de care unitățile n-au fost teoretic vinovate pentru că n-au fost ordinatoare de conturi și nu au dispus plățile, fiind structuri în cadrul regiei autonome a lignitului înainte de 1 septembrie. Una dintre aceste unități se asigură în momentul de față 1200 de locuri de muncă cu rezultate bune în exploatare. Sigur că pe ea apasă datoriile la buget, la finanțe și la Ministerul Muncii, care se înmulțesc ca o avalanșă ca urmare a majorărilor percepute din neplată, pentru că blocajul financiar produs de Renel prin neplata către companie A contravalorii cărbunelui face ca și compania care este beneficiarul principal al acestei unități specializată în transportul și utilaje să nu primească sumele necesare în lichidități pentru a-și deconta aceste datorii. Da. Și se primesc bani numai pentru asigurarea salariilor. Acest lucru sigur că duce la prăbușirea întreprinderii și o să zică cineva ești dator nu știu câte miliarde, hai să te lichidăm. Deci întrebarea ar veni așa: se dorește păstrarea acestor 1200 de locuri de muncă și cum s-ar gândi pentru rezolvarea acestei probleme? Bun. Mai aveți o întrebare? Aș mai avea o întrebare pentru domnul Condescu. Haideți pe scurt, vă rog. Foarte scurt. Dânsul este lider și pentru asociațiile sindicale, pentru organizațiile sindicale din aceste unități desprinse. În preocupările dânsului mai există grijă față de aceste unități? Și a doua, da, creditele despre care s-a vorbit, cu ce garantii se acordă și care sunt dobânzile? Vă mulțumesc și vă asigur de tot respectul. Vă mulțumim pentru întrebări. Bună seara, domnul ministru. Deci în mod simplu se dorește să fie păstrate locurile de muncă existente acum, să nu mai dispară. Problemele generate de faptul că Renelul nu a preluat tot ce bun necontractat se vor reduce începând din aprilie până la jumătatea lui mai, prin un consum mai mare de cărbune al Renelului. Pentru nu, dar m-a pus într-o problemă foarte clară. Dom'le, Renelul n-a plătit suma cu tare. Păi, și în acest moment regia sau aceste unități desprinse din regii vor avea datorii foarte mari și guvernul vine, dom'le, ai datorii foarte mari, te vom închide. Deci, cine are, dați-mi voie să-i explic omului, da? Deci consumul de cărbune va crește și atunci și încasările de la Renel, care după aceea de la Compania Națională Vanici la dumneavoastră vor crește în aprilie și mai. În al doilea rând, noi avem un program prin care dorim să reeșalonăm aceste datorii, fiindcă în mai lor majoritate nu sunt generate din vina dumneavoastră, ci din faptul că până în martie 97 li s-au fost impuse niște prețuri care au pus în neputința de a funcționa normal. Noi dorim acum să demarăm această agenție, să începem restructura Renelului, care asta e soluția radicală pentru a pune capăt la practica de până acum care au ajuns în situații disperate, și în paralel facem acțiuni pentru deblocarea aceasta financiară prin reșalonarea datorilor de la caz la caz și prin compensările acelea care avem aprobare deja din partea guvernului, sperăm să înceapă la jumătatea lui martie. Da. Practic, vă mai ocupați de aceste... Da, de toate sindicatele care s-au desprins în societățile comerciale din fostele regii, da, autonome, și cred că întrebarea domnului Bunariu se referea că atunci, în septembrie, când s-a produs ruptura și toți ce au fost prestatori de servicii s-a separat din regia mamă, regia, având blocajul de 1000 de miliarde la Renel, le-a împărțit datoriile, deși ele n-au gestionat niciodată fonduri care acum sunt încărcate. Dar s-au trezit cu o datorie de plătit. Și, practic, bula lor desfășurare este înnecată acum. Da, deci sunt și fac parte din centrală toate sindicatele și pentru ele mă ocup în mod special. Da. Creditele care se vor da pentru dezvoltarea pe garanții? Alte locuri de muncă vor fi cu garanțiile statului și ale agenției. Deci agenția va și da. Și ce dobândă?
Dobânda, vrem să tindă cât mai mult spre ur. E subvenționarea dobânzii. Despre asta e vorba. Subvenționare, da? Da. Și bună seara. Da? Alo, vă ascultăm. Alo? Da? Bună seara. Bună seara. Sunt Carmen Sfircă. Da? Și aș vrea pentru domnul ministru Ciumara. Da? Să-i pun o întrebare. Vă rog. Eu lucrez la un institut de proiectări pentru energie electrică, la ISP. Da. Și sunt șef colectiv al unui colectiv economic, deci fac parte a documentației economică pentru lucrările care se fac în RENEL. Așa. Suntem obligați să lucrăm după niște indicatoare din 1981, obligați printr-o hotărâre a MLE4-ului, care are consumuri foarte mari față de ce am făcut noi. De 3 ani lucrăm să facem niște indicatoare W1, dacă... Hai să nu intrăm în amănuntele tehnice, deci, puneți întrebare. Deci, diferența între... fiind obligați să lucrăm după aceste indicatoare și costurile consumurilor sunt mult mai mari decât realitatea. Deci se duc foarte mulți bani în trusturi de construcții pe care RENEL-ul le plătește pentru reparații capitale. De exemplu, o reparație capitală la o linie de înaltă tensiune, să zicem cam de 100 de kilometri, costă 10 de miliarde. Ori numai 20-30% dacă s-ar face economie prin consumurile astea reale care le-am făcut și discutat, da, cu... Cred că ar fi destul de mult pentru RENEL. Deci, doamne, bine, doamnă, vă mulțumim pentru întrebare. Vreau să vă spun că asta era o linie de altă tensiune, să se gândească ce înseamnă o centrală, o stație de înaltă tensiune. Întrebați-o, doamnă, ce mai. Deci, doamnă dragă, costă atât de mult să repare un cablu, un stâlp de înaltă tensiune, pentru că sunt normative la MLEPA din 81, sau fiindcă s-a separat și privatizat un anumit trus specializat în asemenea reparații? Pentru că suntem obligați să lucrăm după indicatoarele din 81, care au consumuri foarte mari și nu putem. Noi am făcut indicatoare care au acum consumurile cât mai aproape de realitate. Însă MLE4 nu ne dă voie să lucrăm după ele și a luat o hotărâre prin care ni s-a spus să lucrăm cu indicatoarele din 81. Bun. Deci este vina MLE4-ului, pentru că licitația nu se face așa cum trebuie. Noi să-i spunem ce trebuie să facă în momentul în care facem caietul de sarcină, acolo trebuie să spunem lucrările. Iar trustul de construcție să spună valorile și consumurile lor. Ori ei au consumurile din indicatoarele din 81, care sunt exagerat de mari. Și aici să știți că pleacă miliarde spre trusturile astea de construcții. Deci, trustul de construcții care sunt particulare sau cum sunt? Sunt privatizate, da. Bun, doamne, vă mulțumesc. Dar pleacă foarte mulți bani și când am încercat prin conducerea RENEL-ului, era domnul Romer, i-am explicat, a început să facă niște cercetări, între timp a fost schimbat și MLE4 a dat dispoziție să nu mai lucrăm cu indicatoarele noastre, să lucrăm cu indicatoarele din 81. Deci, vă mulțumim pentru telefon, doamnă. De ce vă mulțumesc pentru informații? Nu știam problema asta. O să discuți cu cei de la MLE4 despre ceva și în primul cu cei de la RENEL să le cer explicații. Însă vă asigur că nu doresc să înlocuiesc monopolul RENEL, care există acum, cu diferite monopoluri private, fiindcă sunt informațiile am eu că aceste societăți de reparații private care s-au creat, se fac monopoliste și am ajutat de câteva ori tarifele care trebuie să RENEL pentru a apa un stâlp. Da. Doamna Manta din București, cadru medical, întreabă cum se poate aplica o scumpire de azi pe mâine în timp ce o hotărâre de indexare a salariilor cadrelor medicale se ia în foarte mult timp sau niciodată, aș putea spune eu. În primul rând, scumpirea benzinei trebuie neapărat de azi pe mâine, fiindcă altfel generează coz. Așa cum astea de două ore tot îi stimulați pe oameni să la coadă. Deci vreau să vă spun că oamenii nu mai stau la coadă pentru că e trecut de miezul nopții și benzina se vinde la 4500. Așa. Altă întrebare tot... Deci dați-mi voie să vă spun, doamne, nu? Am crezut că n-ați terminat. Deci este terminat, poți să iei bani la cineva imediat. E mai greu când trebuie să dai bani. Atunci întâi trebuie să ai ca să poți să-i dai. Am înțeles, da, mi se pare destul de ușor de explicat. Dacă există în acest moment un buget de austeritate, de unde atâția bani pentru telefoane mobile la demnitari? Acești demnitari trebuie să aibă contact cu o mulțime de oameni foarte rapid, indiferent unde se află în momentul respectiv.
Mi se pare că este o mare economie, că poate fi desemnitară în orice moment. Bun, avem o altă legătură telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Mă numesc George Dascălu, sunt din Slănic, Moldova. Da, domnul Dascălu. O frumoasă stațiune montară a județului Bacău. Da. Am o singură întrebare pentru invitația dumneavoastră. Vă rog, domnul Dascălu. Pentru că noi facem turism de aproape 20 de ani, știm cu ce ne confruntăm, avem o bază materială foarte bună. Fără să primim nicio subvenție, am făcut-o pe banii noștri. Și nici acum n-am reușit să ne privatizăm. Iar întrebarea pentru invitație dumneavoastră ar fi următoarea. Da. De ce invitații dumneavoastră nu-și fac expozeul într-o gogoșerie? Vă mulțumesc, bună seara. Vă mulțumesc, domnul Dascăru, bună seara. Deci ați fost trimis după gogoși, domnul stimați și invitați. Îi mulțumesc pentru bunăvoința de a ne pune o întrebare. Da. Deci, întrebarea... De fapt, cred că și pe turiști a trimis-o la Gogoș, de aia nu are acum... Acum, după ce a închis telefonul, să te scurajez. Dar nu scurajez, puteam să fiu și când îi spuneam. Deci, dacă n-a înțeles nimic... Haideți să lăsăm, haideți să lăsăm. Dacă n-a înțeles nimic din ce am făcut... Păi atunci vă pun o altă întrebare. Dacă turismul nostru, așa cum este el condus chiar de însuși domnul Birtalan... Acoș. Merge cum merge. Credeți că turismul ăsta pe care îl preconizați dumneavoastră, făcut cu fondurile pe care, de care spuneați, o să aibă sos de izbândă, domnule Condescu? Noi nu vrem să facem turism ca să concurăm turismul de stat sau pe cel sindical care există. Sunt câteva inițiative care, exact cum ați văzut și telefonul dinainte, va prinde la 1% sau 2% din cei care au fost disponibilizați. Este una din măsurile pe care le prevede agenția. Nu ne vom axa pe turism special. Vor fi câteva locuri de muncă și se vor amenaja câteva stațiuni cu oameni care sunt interesați și nu cu oameni care sunt puși să consume în zonele respective. V-am spus... Deci nu acadea centrul principal pe turism. De aceea am și intervenit la început când l-ați mutat pe diversia turismului. Da. Da, va fi și turism printre altele există posibilități. O să luăm acum cel de-al doilea calup publicitar. Domnul Ciumar, am o veste proastă pentru noi asta, aș putea spune. În continuare, aici la benzinăria din Băneasa, se vinde benzină la prețul vechi. Nu știu dacă benzinăria este privată sau nu. E dreptul ei dacă e privată. Nu, e de stat. E de stat. Credeți că e o neregulă să dăm o fugă până acolo după emisiune să, cu o echipă Antena 1 să vedem ce se întâmplă? Deci nu este datoria mea. Este o vreo nu este specializată în control. Bine. Să urmărim cel de-al doilea calul publicitar. Continuăm în emisiunea Milionarii de la miezul nopții. Avem pe cineva care stă la telefon și luăm această legătură telefonică. După aceea, domnule ministru, să vă mai pun câteva întrebări scrise, întrebări pe care le-am primit în, pe perioada pauzelor publicitare. Bună seara! Alo? Da? Bună seara! Bună seara! Sunt de la Târgu Jiu. Da? Popescu. Doamna Popescu din Târgu... Să-mi întreb pe domnul Condescu, că până acum mi se par cam povești ce ne spune. Așa. Spuri teoretice. De exemplu, cu acești bani, cine dispune exact de acești bani, deci de investițiile, cine le va urmări? Întreprinderile miniere sau cine e cu persoană? Că am înțeles că agenția nu e cu personalitate juridică. Deci banii... Ceea ce privesc acest disponibilizat. Deci știe foarte bine că marea majoritate au venit cu acțiunile 7.000 și 10.000 în bazinul minier. Rovinar, Motru, Gil. Da. Era vorba de aceste redări în circuitul agricol. Deci refacerea terenurilor stricate. Păi, aceste terenuri, în primul rând, are loc o fază de proiectare și o fază de execuție. Păi să-mi spună mie, cam cum se poate implica un miner acolo, unul disponibilizat? Că cadre tehnice cam puțin, să fim serioși. Da, doamnă. Cum vă numiți? Popescu. Popescu și ați lucrat... În ceea ce privește turismul dânsului,
Cam cum va arăta zona folclorică a dumnealui? Negomir, Bohorelu, Fărcășeni, Roșia, Jiu, Poiana? Că-i zona dânsului de Baștina. Păi dacă veniți să vedeți cum arată zonele alea, eu cred că nu apucăm noi generația asta. Și eu zic că eu nu sunt prea bătrână ca să... Nu sper. Câți ani aveți, doamnă? 40. Mulți și înainte. Mulțumesc. Da. Deci, bun, asta e tot, da? Și apropo de încurajarea privatizării. Da. Că de fapt, de ce mă interesa? Eu sunt o unitate, de fapt, cam singura din Gorj, de proiectare. În ceea ce privesc lucrările astea. Eu știu, s-ar putea banii ăștia să ajungă pe căi oculte. Eu, în legătură cu domnul Ciumara, că am văzut că e cam naiv în ceea ce privește problema, eu aș fi în stare să pun pariu pe banii mei câștigați pe un an dacă vine acum să vedem terenurile și după ce se vor cheltui acești bani, mai vine încă o dată. Și dacă s-o vedea ceva, eu n-am nimic împotrivă. Eu zic să fiți foarte atentă la folosirea cuvântului naiv, pentru că are deja conotații de care nu vreau să discutăm acum, da? Păi, dânsul a fost de curând în zonă. Da, dar vă rog să nu faceți pe domnul Ciumara naiv. Nu mă spurtuje puțin, doamnă. Am văzut că se solidariza cu domnul Condescu în aprecierile zonei, eu știu ce să zic. Deci, dumneavoastră, ce spuneți, doamnă? Spuneți pe șleau ce aveți de spus. Deci... Ce să spun? Că acești bani o să se aleagă praful de ei cum s-a ales și de restul. Deci ce e cu zonele de acolo? Că spuneați că în zonele alea trebuie o viață ca să se facă ceva. Ce se întâmplă? Eu nu știu cum să vă spun. Arată așa, jalnic. La Câmpul Luneac sau unde? Nu la Câmpul Luneac. Nu, zona Robinari, Gorj. Robinari, da. Am înțeles. Da, eu sunt de la Târgu Jiu. Da. Bine, doamna Popescu. Vă mulțumim pentru telefon. Bună seara. Bună seara. Și dumneavoastră și toții, când vor să vorbească despre minerit, localizează numai în Valea Jiului. Este bine dacă luăm Jiul de unii izvorăște și până unde se varsă în Dunăre. Într-adevăr, este toată Valea Jiului și Oltenia, dar trece munce dincolo. Deci, doamna Popescu, cred că n-a fost atentă, agenția are personalitate juridică și este ordonator principal de credite. Filialele zonale și va fi una și la Târgu Jiu, nu au personalitate juridică. Are propriul ei organism de control cum se vor derula aceste fonduri și nu vor fi acordate decât pe proiecte clare și aprobate în comisiile care sunt. Într-adevăr, zonele, și am spus de la început, arată, inclusiv cum dânsa a spus de comuna mea, este distrusă de minerit. S-a lucrat până acum așa, dar nu înseamnă că dacă s-a lucrat până acum și a răscolit toată Valea Jiului de nu mai poți să faci nimic, trebuie neapărat am să... Am vorbit chiar de comuna dumneavoastră, de unde sunteți, din zona aia. Da, da, și inclusiv comuna mea, într-adevăr, a fost afectată de activitatea minieră. Mai trăiește cineva, pe cine mai aveți în comun în sat acolo? Toată familia, de la frați, cumnați, și părinți. Unde se duc? Părinții sunt acolo, da? Da. Și sunt mândri de dumneavoastră, părinții? Nu știu dacă sunt mândri și nu știu cât, dacă acum e momentul să fie mândri, mai ales când sunt atâția oameni fără loc de muncă. Iau sau... telefon acasă? Nu au. Aș fi vrut să intrăm în legătură telefonică să vedem ce spun despre zona aia, dacă se poate face zonă turistică acolo. Nu, acolo se poate face agricultură. Agricultura se poate face? Fără nicio... Trebuie agitație. Unde vă scăldați când erați mic? A existat vreo apă acolo în care... Da, este șilțul. Și mai este și acum sau e poluat în ultimul har? Încă mai este. Deci zonele, într-adevăr, nu numai în Gorj, în toată țara unde a fost activitate minieră, arată așa, fiindcă n-a fost interesat nici întreprinderea care a făcut prospecțiunile sau exploatarea respectivă a zonei să o reamenajeze cum a fost. Dar asta nu înseamnă că de acum încolo, dacă nu s-a făcut nimic, trebuie să spunem toți, nici nu putem să facem nimic. Eu ce vreau să vă... În momentul în care vă puneam întrebările și pe care vi le-am pus la începutul emisiunii și aveam îndoielile care le aveam, erau pornite tocmai din această mentalitate a oamenilor pe care v-ați confruntat în această seară prin intermediul întrebărilor cu ea. Domnul Ciumara, ce sunteți naiv? Nu, eu vreau să-i reproșez doamnei că la 40 de ani și-a pierdut naivitatea. Adică încrederea că se poate face ceva în România. Este inacceptabil. Ești știu că oltenii sunt aceea mai dinamică a românilor de aici. Dați-mi un motiv ca oamenii să nu-și piardă încredere. Domnul Tucă, dacă uitați în enciclopedia României, șansele României după Iorga
erau în dinamismul oltenilor și macedonilor mei, a românilor. Aici ați ajuns să ajungeți. Și mă mir, domnul ministru, că dacă oltenii care sunt recunoscuți a fiind cei mai dinamici, se descurajează, nu se poate face nimica. Este inadmisibil. Acum să nu credeți că toți oltenii gândesc ca doamna Popescu, că atunci n-am și făcut nimic. Deci dânsa n-a înțeles bine și poate intră... N-am vrut să vă jinesc pe olteni, domnul. Nu, dar poate intră prima dată. La fel sunt și maramureșenii, la fel sunt și cei din Munții Apuseni care au încredere. Dar într-adevăr, exact cum a spus dumneavoastră, dacă de 7 luni de zile sau de 7 ani nu s-a făcut nimic, lumea chiar crede în ceasul al 11-lea a venit un lucru și vor să... Doamna nu știe prea multe despre agenție. Dar noi suntem în ceasul al 11-lea. Noi. Noi suntem în ceasul al 11-lea. Sunteți în al 14-lea, nu știți. Nu suntem în al 14-lea, fiindcă n-a trecut acel an de zile. Iar redarea și refacerea terenurilor, nu minerul va concepe planul. Dânsa a spus că lucrează într-un institut de proiectări. Regia a cerut studiul respectiv cum trebuie să arate zona după ce s-a terminat exploatarea. Dar refacerea zonei va crea locuri de muncă. Asta finanțează regia. Refacerea zonei care va crea locuri de muncă. Iar minerul va fi acolo buldozerist, sudor, electrician sau excavatorist. Nu trebuie să... Dacă a fost al doilea război mondial, nu trebuia să mai revenim că s-a distrus totul? Bun, domnule ministru, spuneți-mi și mie, care sunt argumentele pentru ca oamenii să aibă încredere, să se gândească la renașterea României, să spunem? În primul rând trebuie să aibă încredere în faptul că sunt român și un popor să nu va pieri. Trebuie să existe. În al doilea rând trebuie să aibă încredere că... Dacă vreți, cântăm în momentul ăsta, noi suntem români, să știți, dar nu cred că ne ajută cu nimic. Nu, noi știm sigur că suntem români, nu trebuie să mai cântăm. Nu e nevoie să cântăm, aici nu, dar vă spun foarte sincer la treaba asta. Un popor nu moare. Fie limpede. În al doilea rând, în cazul ăsta concret, deci fonduri sunt puțin, pot spune, în România la ora actuală, au pentru a-și porni pe un drum, au fonduri necesare. Eu am înțeles, astea sunt argumentele. Există o instituție care permite inițiativa de jos, realmente democratică. De ce nu au încredere? Eu știu că au fost mințite în om de mult. Au fost mințite în om de mult. Păi asta e, vedeți. Dar în momentul... Și-au pierdut încrederea pentru că au trecut atâția ani încât... Și atunci cum porni la drum? Înțepenim tot timpul? Nu știu, asta e. De-aia am și avut îndoiele. Dacă au reușit câteva exemple, dacă va face întreprinderea de exploatare de mamă și de acolo, dacă va reuși să dezvolte o zonă turistică, dacă va reuși să pornească niște afaceri individuale, aceste exemple vă deștepta în toată zona încrederea oamenilor. Domnul ministru și domnul Tucă, acum din partea cealaltă, știți ce cred eu că este cel mai periculos la ora actuală în România? Nu că avem un guvern bun sau mai puțin bun sau foarte bun. Este nesiguranța zilei de mâine. Merge acest guvern sau nu merge? Și se transmite această stare la toată lumea. Dânsul a spus că a avut și o inițiativă privată. Da. Credeți că atunci când a pornit la această inițiativă a știut precis că îi va reuși? Sau ne descurajăm toți? Exact cum a spus și această agenție are banii necesari. Ea trebuie să-și câștige încrederea. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu este ușor să-ți faci drum când atâția oameni au fost păcăliți de atâta timp de vreme. Dar trebuie să credem în ea. Doamna, unul dintre telespectatori, cred că doamna a spus, sau telespectatorul înainte a spus un lucru. Dumnezeu, până la aceste proiecte, acești oameni trebuie să-și asigure traiul de fiecare zi. Dar ei, până la august, l-au asigurat. Deci, toți cei care nu sunt cerșitori. Noi nu i-am trimis în concedii fără plată pe această perioadă. Au primit o anumită sumă în septembrie, de atunci, în afară de această sumă, primesc ajutorul de șomaj încă și nu toți, v-am spus, și-au cheltuit, poate cel care a avut o proprietate privată și a vrut să-și o dezvolte, a investit toată suma. Nu i-ați dezavantajat pe cei care au rămas au rămas în mine? Din păcate, da. Și au continuat să lucreze? Din păcate, da. Cei care au rămas au câștigat o pătrime din cât au câștigat cei care au plecat, dar... Și au și muncit, că cei care au plecat n-au muncit. Asta este, asta am și spus, n-au trecut de 6 milioane net. Dar faptul că au câștigat o pătrime nu înseamnă nimic, pe lângă faptul că au muncit zi de zi în mină. În pericole în care au fost, în greutățile care... Sigur, da, tot ce înseamnă. Dar mai este un singur... Toți cei care au plecat le-am asigurat o protecție simplă. Noi, sindicatele, n-am făcut altceva decât să negociem niște drepturi pentru ei, plecând din industria minieră. Pe când cei care au rămas, mai au încă cât timp să vedem locul de muncă. Deci, domnul Tucă,
cei ce au rămas au rămas cu siguranța locului de muncă. No, nu, cei nu au siguranță, domnul. Iar cei ce au plecat, au plecat cu un risc enorm. No, de aceea această dezavantajare nu este chiar atât de mare cât îți văd din comparația cifrelor. Deși domnul Condescu se... Ați văzut ce a spus mai devreme, că nu e așa sigur că cei care au rămas și au un loc de muncă vor avea în continuare acest loc de muncă. Când am avut afirmația asta? Iertați-mă. Noi sperăm că prin investițiile care se vor aloca, prin nou proiect de buget, chiar dacă este de austeritate, ceea ce a rămas din industria mineră este absolut necesar să se producă în România, fiindcă la Val și Amonte de industria mineră din România sunt 1.200.000 de locuri de muncă. Deci este clar că economia românească nu poate să moară. Și dacă s-a ajuns la concluzia că această activitate minieră este de la neferoase și până la cărbune necesară în România, se vor găsi și sursele financiare să se dezvolte și să modernizeze această industrie. Deci, domnul Condescu, la cărbune energetic care este prevăzut, se păstrează locul de muncă în mineritul la cărbunar sau nu se păstrează? Dacă se vor comanda 27 de milioane de tone de cărbune, cum Renelu a încheiat contractul, se vor păstra aceste locuri de muncă. Pentru neferoase, atât la Baia Mare cât și la Deva, dacă se va acorda subvenția care a fost negociată, se vor păstra locurile de muncă. Dacă nu, se vor ajunge la divizări la Deva să se împartă pe bucățele și să ajungem... Ajungeți la subiectul ăsta, nu-l tot drobiți cu Deva, da? Da. Bună seara! Asta. Alo? Bună seara, vă ascultăm. Sunt Raul Sava din Constanța și am o întrebare pentru domnul ministru. Vă rog. Deci în legătură cu întreprinderile de stat care au datorii la stat, adică taxe, impozite, dacă s-ar renunța la acestea efectiv, adică să se zică, domne, și așa nu le primim. Și așa nu le primim. Renunțăm efectiv, nu crede că s-ar putea face o relansare a acestora, măcar din punct de vedere psihologic și o atragere a responsabilității conducerilor acestor întreprinderi pentru structura lor managerială? Da, vă mulțumim pentru întrebare. Bună seara! Această preluare la datoria publică a datoriei s-a mai practicat în anii anteriori și nu a dus la niciun rezultat. Imediat, în câteva luni, ea s-a refăcut datoria. Deci, efectul practic se vede că nu este listă. Preluarea datoria publică nu se pot uita. Se preia la datoria publică și bugetul statului trebuie să plătească dobândă la acești bani la bănci. Practic, bugetul se îndatorează la bănci pentru a achita această datorie și plătește dobândă, ceea ce împovărează și din ce în ce mai mult, de un an la altul, cota din buget care a fost pentru plata vechii datorii, iar nu pentru consumul din anul respectiv, e din ce în ce mai mare. Da. Haideți să mai răspundeți la o întrebare, domnul ministru, din cele scrise. Câtă benzină și câtă mâncare cumpărați într-o lună dintr-un salariu de 500.000 de lei? Deci întrebarea este numai pentru a arăta dificultatea reală a vieții acestor oameni, nu pentru a spune că se cumpără. Sunt conștient mare dificultate să treci în atâția bani. Însă, creșterea actuală a prețului benzină a fost dictată numai de creșterea impozitelor. Bun. Aurel Luțu din Timișoara. O secundă, domnul Condescu, că mai am vreo 20 de întrebări pentru asta. Când apreciați, domnule ministru, că și dacă se scumpește benzina, vor circula tot atât de multe mașini, când apreciază că și dacă... Cum de apreciez, poate? Nu. O secundă. Deci cum apreciați că și dacă se scumpește benzina, circulă tot atât de multe mașini? În acest moment, când spuneți acest lucru, ce gândire aveți? Ceaușistă sau țărănistă? Nu, am o gândire de economist. Și eu apreciez pe bază de situații concrete, de analize concrete de fapt. Așa. Și economiști pot să fii și țărăniști și ceaușist, asta e altceva. Economiști sunt, una este meseria și alta este orientarea politică. Nu sunt nici rezultate concrete, nu sunt făcute cu niciun fel de doctrină politică. Deci credeți că se va vinde la fel benzină ca până acum? Domnul Tucă, îmi permite să vă pun și o întrebare. Cum are plăcere, domnul Condescu? Eu și cu dumneavoastră, cel puțin, suntem martori în acest studio și dăm timpul cu un an în urmă.
Când vorbeam și toată lumea spunea că paria societății sunt minerii, cât e contribuția fiecăruia, 10.000 ca să ne ținem locuri de muncă. Și atunci vă vorbeam de niște programe pe care le-am conceput și pe care vrem să le punem aplicare și nimeni n-a crezut. Nici dumneavoastră, nici invitații dumneavoastră și nici cei care ne ascultau. Nu e adevărat. N-am spus așa ceva. Nu, vorbesc că această atmosferă era în studio. Era domnul Roșca Stănescu. Da. Care a spus că noi nu știm decât să mulcem acest popor, nu știm decât să fim întreținuți și atunci am spus că mineritul va intra într-o fază în care se va prezenta primul cel mai bine pentru a porni și a-și face loc într-o nouă gândire. Era în luna iunie. Da. Cred, atunci nu ați crezut când v-am spus că până în septembrie, octombrie aceste lucruri se vor întâmpla. S-a produs această disponibilizare care pentru foarte mulți înseamnă o minune, deși n-a fost o minune. Deci n-am spus nimic, că nu cred eu că se vor disponibiliza. N-am spus așa ceva. Nu, de bine, că se va fi găsit primul cu restructurarea făcută. Aici, nu dumneavoastră, vorbesc da, invitatul dumneavoastră. Da. Și atunci, la fel, toți cei care ne dau telefoane, nu cred. Voi sunteți cei care se opun modernizării acestei economii. Voi veți fi predica ale structurării industriei miniere. Iar noi încă o dată am demonstrat că este cea mai disciplinată categorie socială din România. Ne-am aliniat la standardele care ni s-au spus. Acum trebuie să ni se dea ce ni s-a spus atunci când am pornit acest program de restructurare. Vreau să spun că, și este adevărat, că guvernul a înțeles această necesitate a restructurării industriei miniere, care nu înseamnă numai disponibilizare de personal. Dar noi, ca și sindicate, ne-am implicat. Până una alta, numai asta a însemnat. De acord. Sperăm că când se va aproba în săptămâna următoare bugetul pe 98, să arătăm și cealaltă dimensiune a ceea ce a rămas din minerii, că se vrea investiții, se vreau alocații bugetare și modernizarea lui. Da. Deci, suntem în aceeași postură care eram acum un an de zile și minunea s-a produs în 4 luni de zile. Iar la fel acum, în 4 luni de zile se va produce această minune. Eu nu spun că vor fi angajați tot 90. Nu s-a produs nicio minune, domnule Condescu. Deci minerii de acolo trăiesc în aceleași condiții mizere. Care au rămas la locurile de muncă. Da, care au rămas la locurile de muncă. Și cei disponibilizați, ce credeți, că trăiesc mai bine? Nu. Deci unitățile sanitare lipsesc la fel cum au lipsit și până acum. Copiii minerilor și așa mai departe trăiesc în același. Deci nu s-a schimbat nimic. De acord, de asta s-a schimbat pe hârtie, în planuri, în idei. Dar de două săptămâni de zile s-a creat această agenție. Da. Deci așteptăm cel puțin perioada care a trecut de atunci și până acum să vedem rezultatele. Deci, așteptăm. Rezumativ, ce a spus domnul Condescu, dintre regiile autonome, cele mai avansate în materie de reformă sunt cele miniere. Nu puteți contesta. Cel puțin acolo în început. Bun, rău, că nu a dispărut sărăcia, că nu a dispărut mizeria. Deci a spus restructurare? Pe drumul restructurării. Păi, domnule, restructurare înseamnă, în primul rând, disponibilizare sau nu? Nu, păi, înseamnă multe altele. Înseamnă și disponibilizare. Au făcut ceva. Bun, în afară de disponibilizare, ce ați mai făcut? Deci, am obținut 267 de miliarde anul trecut. Care, da, și ce ați făcut cu ele? Pentru utilajele necesare în industria minieră. Le-ați luat utilajele? Fără probleme. Le-am întreținut pe care au fost, că nu mai eram nici pe care. Le-ați întreținut pe alea care au rămas. Da. Iar în 1998, sau cel puțin până în 2005, în industria minieră din România se vor investi 500 de milioane de dolari. Nu, eu vă spun ce s-a făcut, că vorbeam de restructurare. În afară de disponibilizări, s-a mai făcut ceva? Da. Agenție. Producție. Agenția e înființată de 2 săptămâni, domnul ministru. Deci, domnul Turcă, acum un an, după mulți ani în care nu s-au avut loc investiții, a început să-și prepare utilajul care l-au minerit. E un semn foarte important. Da. A început a disponibilizare, a început o agenție, acum au fonduri și încep să fie locul de muncă, să schimbe realmente fața zonelor ăstora. Și sperăm ca nu este nicio regie autonomă la atât de avansată ca cei din minerit în domeniul reforme. Trebuie să recunoaște lucrul ăsta. Eu? Da. Deci vă rog, infirmați-l. N-am cum să recunosc pentru că nu mi-ați dovedit. În afară de disponibilizări, dacă asta înseamnă restructurare... În ce alte regii s-a făcut disponibilizări? Păi nu, dacă restructurare înseamnă din, în primul rând disponibilizare și din, cu asta se termină... O parte din. Dar ei au făcut-o. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da, și restructurarea organizatorică a regiilor s-a făcut. Au dispărut verigile intermediare. De ce s-a făcut această disponibilizare? Pentru crearea unor condiții mai bune pentru minerii, da? Nu, pentru adaptarea producției la cerințele pieții. S-a adaptat producția la cerințele pieții? Da. Păi atunci de ce RNL-ul nu respectă contractul pe care l-ați încheiat? Fiindcă conjunctural a avut nevoie de mai mult, s-a produs mai multă apă în România. Dacă spunem că i-a ajutat Dumnezeu. Deci, domnule, dacă ploile schimbă în România chiar așa ușor... Se schimbă structura de producție. Nu este vina minerilor. Deci, a ploilor, am înțeles. Da. A ploilor.
Haideți că avem pe cineva din Rovinare, am înțeles la telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Sunt de la Rovinare, mă numesc Porsoalmi Zoltan. Vă ascultăm, domnul Zoltan. În legătură cu Agenția Națională și Dezvoltare pentru Zonele Miniere, citite în ziarele anterioare, cred că am, cum să spun, deci, o susținere pentru domnul Condescu. Vă rog. În ceea ce privește această agenție. Așa. M-am gândit, deci, terminând școala în 95, anul 1995, mai târziu n-am putut să mă angajez deoarece eram, nu aveam stadiul militar satisfăcut și de aceea, după terminarea armatei, m-am gândit să deschid o afacere. Părinții mei sunt surdomuți, au fost și ei disponibilizați, au o clasă superioară de ca bobinatori și ne-am gândit ca mai târziu să deschidem un atelier de bobinaj. Și consider că după spusele domnului Condescu vom fi susținuți de această agenție. Dacă se poate ca dânsul să ne dea un număr de telefon sau eventual o adresă de la Târgu Jiu unde putem să ne consultăm mai bine. Da. Deci în zona de activitate a GG va fi acordarea de credite pe termen mediu și lung cu dobândă redusă pentru cei care posedă ca și dânsul asociații familiale, ca asta am înțeles, da. Și vor fi inclusiv consultanța gratuită pentru dânsii să-și deschide astfel de ateliere. Vor fi finanțați până dânsul creează deja locuri de muncă cu un atelier deci, de bobinaj. Deci, domne, omul cerut numărul de telefon. Unde va fi sediul agenției acolo, ca să știu. Deci, sediul agenției în Târgu Jiu este în prefectura județului Gorj. Numărul de telefon 01-615-51-52 în București, mă găsește pe mine. Sau în Rovinari este Liga Sindicatelor Miniere Rovinari, 37-11-44. Domnul Zoltan, ați văzut, ați primit toate numele de telefon și mai aveți să primiți banii și dați drumul la treabă. Deci la sfârșitul lunii, dar se aprobă bugetul, devine operațional sprijinul. Fără nicio problemă. Vă mulțumim pentru telefon, bună seara. La revedere. Numai bine. Totul. Spuneți-mi, ce o să facă elevii, iertați-mă, copiii minerilor? Copiii minerilor deja, nu în proporție de 100%, am găsit acum o soluție. 300 dintre ei, promoția 97, au fost angajați deja în această perioadă. În perioada imediat următoare, această agenție, v-am spus că prin acele incubatoare de afaceri și parcuri economice, va acorda credit în primul rând tinerilor. Am înțeles. Iertați-mă deci 300 deja au fost angajați. Până să intrăm într-o ultimă, să luăm o ultimă legătură telefonică, aș vrea să-i prezint câteva săptămânale pe care le-am primit pe adresa emisiunii. Revista Capital, un săptămânal economic și financiar. Guvernul vinde fabrici pentru bani de buzunar. Chiar dacă se zgârcește la cheltuieli și mărește taxele, guvernului tot nu-i ajung banii, aflăm din prima pagină a ziarului Capital. Filiera pietrelor prețioase obține credite în România. Firme intermediare din țară încearcă să spele bani murdari din exterior, aflăm tot din Capital. Iar statul a devenit un datornic dubios, un titlu din prima pagină acestui săptămânal. Haina îl face pe român. Ponderea confecțiilor în exportul României a crescut de la 33% în 92 la 34% în 96. Procentele arată că românii pot fi considerați croitorii Occidentului. România este pe primul loc la exportul de confecții, înaintea Bulgariei, Poloniei, Slovaciei, Ungariei. Ziarul Ultima Oră. Un amărât universitar plin de fiere, un editorial de Radu Ciuceanu, iar Ion Marin scrie despre domnul Cerbea că ar fi omul negru al secolului. Ziarul săptămânalul Românul se impune un consens asupra unui adevărat program economic de salvare. Reforma în economie e un proces care trebuie condus. Țara fără buget, o anchetă a redacției semnată
din câte dau seama de domnul Alexandru Rizea. Revista 22, premiu GDS pe 1997, Nicolae Corneanu, e o masă rotundă pe tema toleranță și intransigență în paginile 10-12 al revistei 20, în paginile 10-12 din revista 22. Vă rog să mă iertați. Un interviu în pagina 5 cu Vlad Roșca, secretar de stat pentru relația cu sindicatele și patronatul. Iar Horia Roman Patapievici scrie editorialul din prima pagina revistei 22, preluarea pasivului. Adevărul economic, o afacere scandaloasă prin care România a fost păgubită cu 190 de milioane de dolari. Ministrul Agriculturii, Dinu Gavilescu, tace suspect. Viorel Sălăgean scrie despre derută, timorare și indecizie. Ziarul Timpul cu reforma pre oameni călcând. Valeriu Cristea semnează editorialul Timpului. Un ciobea cel cumplit. Adrian Riza, un alt editorial din această revistă. O cronică TV pe care Manuel Valeriu o ține de foarte multe numere încoace în revista Timpul. Se poate și altfel. O puteți citi în ultima pagina a săptămânalului Timpul. Bună seara! Alo! Da? Bună seara, domnul Tucă! Bună seara! Bună seara, invitatul dumneavoastră! Bună seara! Mă numesc Ivu Gheorghe din București. Pentru domnul ministru aș avea două întrebări scurte. Vă rog! Să ținem cont, domnule ministru, vă rog frumos, de titlul emisiunii Verde în față. Deci, v-aș ruga să-mi răspundeți cât se poate de explicit. Nu credeți că scumpirea benzinei nu-i avantajează pe cei care muncesc cinstit? Și să vă spun de ce. Cei care eludează legea, biznițarii, contrabandiștii, își permit ca să plătească și 20.000 de lei pe un litru de benzină. Iar noi, cei care muncim cinstit, cu acte în regulă, nu reușim, cum să vă spun, nici măcar să le mărim salariul celor care muncesc la noi, muncitorilor noștri. Eu sunt un mic întreprinzător. Deci nu reușesc să măresc salariile la muncitori, pentru că întotdeauna ba apare o taxă, ba apare o scumpire și mai știu eu ce. Și așa, în paranteză, să vă spun că sunt producător și îmi vând singur produsele. Vreau să vă rog să-mi spuneți dacă ați înțeles întrebarea. Da, și aveți dreptate. Deci asta este una. În aceeași ordine de idei, putem face o comparație între înzestrarea tehnică a parlamentarilor, telefoane celulare, mașini, eu știu, și înzestrarea celor care luptă contra corupției, care luptă împotriva criminalității economice. Să zic așa, poliția, garda financiară, etc. Vedeți dumneavoastră că dânsii au nevoie de o înzestrare, că întotdeauna sunt depășiți tehnic de contrabandiști, de cei care eludează legea. Și niciodată nu reușesc ca să-i prindă și să fie deasupra lor, ca să-i domine și să-i împiedice să mai lucreze subteran și mai știu eu cum. Deci eu care plătesc taxe, care plătesc toate astea, nu pot să-mi vând produsele, nu pot să-mi desfășur activitatea normală, pentru că lângă mine, la 5 metri, vinde unul care n-are niciun act nimic, și nu plătește taxe, el își permite să uită la prețul meu și își permite ca să vândă mai ieftin decât mine, pentru că el nu plătește nimic. Și atunci e și normal că el vinde și eu tau și mă uit la el, dar eu plătesc taxe. Sper că ați înțeles și a doua întrebare, da? Da, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult și întrebările au fost puse, așa știți, cu bună credință. Vă mulțumim și noi pentru întrebări. Bună seara! Deci, cu bună credință, vă spun că aveți dreptate cu prima întrebare. N-ai vrut să vă complic cu mai multe explicații. La cea de-a doua, aveți dreptate și nu aveți. Aveți dreptate că cei de la poliția cunosc mai puțin, dar cel puțin garda financiară, când am fost ministru de finanțe, cunosc dotarea lor și este insuficientă față de complexitatea muncii și chiar și riscurile muncii care le pun. Poate cel mai mult mă îngrijorează pe mine protecția pe care au acești gardiști când își permit să prindă pe un om care calcă legea. Și la fel și la poliție, de fapt. Însă în cazul deputaților, în afară de timpul stau în Parlament, în teritoriu se ia legătura tot timpul cu județul. Nu trebuie mașina și telefonul, trebuie să de comunicare rapidă cu tot județul
sunt un lux. În măsura în care deputatul își face datoria. Da. Dați-mi voie la finalul emisiunii, stimați invitați, să citesc câteva titluri și din presa cotidiană. Începând în această seară am primit adresa emisiunii și cotidianul 9 o'clock, un cotidian de limba engleză. Și probabil că o să-l primim și o să-l prezentăm începând de mâine seară. Ziarul Adevărul, nu milă, ci silă, se intitulează editorialul semnat de Dumitru Tinu. Înainte de restructurare, din armată se fură și tancurile. Aflăm din Adevărul, interesant. Documentul pirat agită apele la Palatul Victoria. Conflict deschis între specialiștii din guvern și politruci, titrează ziarul cotidianul Adevărul. Programul de reformă, 10 puncte de la Cocopo în viziunea capilor economice ai guvernului Daniel Deanu și Ilie Șerbănescu. Este un material gândit de noi, e declarația pe care am citit-o la începutul emisiunii, declarația făcută de ministrul finanțelor Daniel Deanu. Declarația domnului Ciumara despre același document, am citit-o tot la fel la începutul emisiunii, e o aiureală. Tot în prima pagină a ziarului Adevărul aflăm despre un fals în acte publice la Palatul Victoria. Rafineria Petrotel reangajează 1500 de foști salariați, tot din Adevărul. Jurnalul Național. Propunerile dure ale Ministerului Finanțelor pun sindicatele în poziția pentru luptă. Președintele SNCFR a fost destituit, aflăm tot din Jurnalul Național. Iar în pagina 6 a Jurnalului Național, de ziua sa, Ion Iliescu a evocat amintiri din copilărie. Bunicul meu tăia miei și aducea mațe acasă să facă ciorbe, pentru că tot se apropie încet încet sărbătorile de Paște. Ziarul Azi, prețurile industriei sufocă agricultura. Enciclopedia scumpirilor. Ministrul Ilie Șerbănescu confirmă existența unor divergențe între guvern și Fondul Monetar Internațional. Ziarul Republica. Cine va vota bugetul? Se întreabă președintele Constantinescu, care după opinia ziarului Republica se află în dilemă. Sub ochii uimiți ai românilor, politicienii scriu scenariul unui destin național de groază. Liana Buligan semnează editorialul din prima pagina ziarului Republica. Și Marilena Barață Năguț scrie despre electoratul care își trage și el suflarea între două îmbucături de pâine uscată. Ziarul România Liberă. Președintele nu îi menajează pe țărăniști. Emil Constantinescu afirmă că PNCCD deține răspunderea pentru rezolvarea crizelor economică, socială, politică, morală și de comunicare. Tot din cotidianul România Liberă. Documentul pirat este de fapt schița reală a programului economic pe 98. Bazil Ștefan, în editorialul din prima pagină a ziarului România Liberă, scrie despre euro-organigrame. Traian Băsescu anunță că PD nu va vota un buget prezentat de Victor Ciorbea. Libertatea. Și regele Mihai și-a început viața sexuală la prostituate. Deputatul democrat Adrian Vilău spune că inițiativa legalizării prostituției se bucură atât de sprijinul președinției, cât și de cel al bisericii ortodoxe. Gănicerii bulgari au împușcat în cap un român, aflăm din ziarul Libertatea. Democrații își dau un gât colegii de coaliție, un alt titlu din acest cotidian. Ziarul Național. Occidentul avertizează. Dictatura apare acolo unde masele populare sunt nemulțumite. Organizarea de alegeri libere nu constituie o condiție suficientă pentru democrație. De ziua lui, Iliescu are nostalgia perioadei Văcărăi, o aflăm tot din ziarul Național. Un tânăr diplomat român a fugit la Moscova, un caz misterios. Ziarul Evenimentul Zilei. Ferit de ochii lumii, în România s-a declanșat războiul sexului. Proprietarii revistelor erotice luptă pentru acapararea pieței. Poliția cere inspectoratelor pentru cultură să stabilească care reviste contravin bunelor moravuri.
Iertați-mă, lumea știe că în România prostituția este legală încă din 1955. Brambureala țărăniste, după ce și-au pus iarăși poalele în cap în fața ziariștilor, Panti și Țepele au anunțat senin. Au anunțat senin scumpirea telefoanelor de la 1 aprilie. Ministrul Antonio Nescu l-a instalat pe doctorul în locomotive Viorel Simuț în fotoliul de președinte al SNCFR. Emil Constantinescu i-a certat pe țărăniști la Cotroceni. Se schimbă cântarul, este titlul editorialului din evenimentul zilei, semnat de Cornel Nistorescu. Ziarul Ziua. Radu Berceanu anunță că s-a ajuns în ultima fază a crizei. PD boicotează negocierea bugetului. Capului Ciorbea este prețul cerut pentru a reveni la masa tratativelor. Schița de buget și proiectul programului de restructurare demonstrează o realitate cumplită, dezastru național. Activist și neliniștit este titlul editorialului semnat de Ioan Groșan în prima pagină a ziarului Ziua. Curierul Național, Eugen Ovidiu Chirovici și intitulează editorialul Lămâia bugetară. Rafinăriile românești s-au trezit peste noapte cu o datorie de 500 de milioane de dolari. Deschiderea testamentului CRP lasă moștenitorii pe drumuri. Președintele Constantinescu le-a reproșat răniștilor că l-a lăsat pe Victor Cerbea să se apere singur de atacurile PD. Curentul. Bugetul trece. Furtună într-un pahar cu, albă, cu apă, un alt titlu din prima pagină a ziarului Curentul. Vladimir Pastiș și își numește editorialul Adevărata nostalgie a PDSR. Bursa CNVM a inventat un nou ghișeft, registrul. Tehnologia canadiană va îmbunătăți sistemul de tranzacționare electronic. Iată și o veste bună și în sfârșit economistul a bătut ultima oră. Treziți-vă! Starea infracționalității economice, un nou motiv de mare îngrijorare. După acest maraton, ca să zic așa, al citirii titlurilor din presa cotidiană și al presei săptămânale, misiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu rămâne decât să le mulțumesc celor doi invitați din această seară, domnul Condescu, președintele CNCSMR și ministrul industriei, domnul Mircea Ciumara. Vă spun, oameni buni, până la o nouă emisiune. Bună dimineață!